Dragi consilieri, ați fost invitați în ședința ordinară de data de 26 pentru a discuta anumite proiecte pentru interesul comunității. Vă spun bine ați venit și dăm cuvântul domnului secretar pentru începerea ședinței. Vrem să fim operativi, că în jur de ora 11 trebuie să fiu la Buhuș, la o ședință. Și să dăm bine și pe camere, să fim civilizați. Dar rămâneți până la urmă, da? Eu sper că da. Bine. La urmă trebuie să mișcăm mai repede ca să nu întârzim nici la gal. Că știi că am adresă, azi și ședința, dar nici mai plecat la jumătate. Da. Nu am plecat la jumătate niciodată. Deci așa... Okay. A spus că să fim alea civilizați fără acuze și fără... Deci, domnule consilier, așa cum s-a la cunoștință prin invitațiile primite, a fost convocat în conformitate cu dispoziția 77 din 16.4.2018 a domnului primar. Deci, suntem în forum, pe cale de consecință, deci vă rog să-mi permiteți să dau citire ordinii de zi. Suntem toți? Da. Scaun. Deci, Consiliul Local al Comunei Scorțeni de Lăsă se convoacă în ședința ordinară de data 26.4.2018 sau ori 18 la sediul primării, cu următoare proiecte ale ordinii de zi. La articolul 1, proiect de hotărâre, mai puțin asta, avem aprobarea procesului verbal de ședință ordinare a Consiliului Local din 23.2, 1.3, 6.3, respectiv 23.3.2018. La punctul 2 avem proiect de hotărâre prin aprobarea de contări contravalorii călătorii prin mijloace transport, didactic și nedidactic, auxiliar, de la școala Scorțeni. Aceste proiecte sunt inițiate de domnul primar. La punctul numărul 3 avem aprobarea organigramei și a statului de funcție la aparatul de specialitate al Parcului Scorțeni. La punctul numărul 4, introducerea în domeniul public al Comunei Scorțeni a zonei de protecție aferentă drumului 2, Denis 2G, în satul Scorțeni. La punctul numărul 5, avem trei hotărâre prin aprobarea sumei pentru contravalarea amplasării țevii, care îl amânăm de mai multe luni. La punctul numărul 6, avem proiectul de hotărâre privind suportarea cheltuielor de hectare de către debitor urmărit, cheltuielile efectuate de către oate Scorțeni, în cadrul procedurii de exceptare civilă. La punctul numărul 7, avem proiect de hotărâre privind funcția bugetară, cheltuielile efectuate. La punctul numărul 8, proiect de hotărâre prin aprobarea finanțării activității de protecție timp rezidențială a persoanelor cu handicap. La articolul 9, prezentarea raportului de specialitate pentru lunile februarie-martie 2018. Deci, prezintă doamna Nedel. La articolul 10, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor și declarații politice. Domnul președinte, puneți la vot. Domnilor consilieri, să punem la vot... Am o întrebare. Înainte de a vota totdeauna, dăm cuvântul să vedem dacă sunt obiecții. Da, domnul președinte? Da, domnul primar, noi am aprobat bugetul. M-am așteptat ca pe ordinea de zi, cum era firesc, normal, dar și legal, să apară programul anual de achiziții publice, care îl aprobă Consiliul Local. Este documentul de căpătâi, pe baza care noi, administrația, dumneavoastră, ordonatorul principal de credite, lucrați, păi, ăsta e documentul principal de căpătâi. Am avut bugetul aprobat, deci m-am așteptat. Anul trecut, vreau să vă spun că în februarie, bravo, anul trecut, a venit Alexandru cu el, l-am aprobat, chiar dacă bugetul a venit cu... S-a mai modificat ceva acolo. Deci planul anual de achiziții publice. Bază, legea 98 de 2016, da? Anexa și este un ordin 281 în care, al spuneți lui, că am văzut că l-a postat, atenție, l-a postat pe site, dar rubricația nu este cea din ordinul 281. Adică a sărit din rubrici. Să vine în Consiliul Local, îl aprobăm, discutăm cifrele, ăsta e documentul nostru de căpătâi, care noi îl aprobăm. Discutăm pe el, vom aproba bugetul. Nu luați în nume de rău. Deci asta este. Deci ăsta trebuia să fie acum aici. Am avut bugetul în martie, planul anual de achiziții publice imediat, după el. Asta e firească, oricum. Mai ai cineva cuvântul? Da, eu aș vrea să... Dintre consilieri. Nu durează. N-aș vrea. Bun, atunci să punem la vot ordinea de zi. Asta e procedura. Punem la vot. Cine este pentru?
Dacă tot a venit doamna Tănască, aș vrea să, să nu stea toată ședința. Să discutăm la început cu dânsele ce, da, da, care sunt problemele și apoi să intrăm după pe aprobarea proceselor verbale și toate astea. Are dreptate. Hai să nu ținem oamenii ăștia aici, dar scurt, nu o lălăim. Și la obiect. Ca să putem. Înseamnă că să discutăm și cine mai este, cine mai are de venit. Toți care sunt cu... Care sunt... Toți care sunt afară la consiliu. Și mai este cineva? Păi atunci hai, hotărâm pentru toată lumea. Da, suntem de acord? Oprim, am aprobat ordinea de zi, trecem la discuții cu cetățenii și repede vreo sfert de oră. Vă însemnați acolo, domnul Vasile, și asta e. Deci suntem de acord cu toți. E bine așa. Bun, care din dumneavoastră vor să spuneți? Să iau eu întâi. Spuneți. În ceea ce privește apartamentul, suntem în litigiu cu apartamentul. Deci, asta o lăsăm la, la ordinea legii. Dar avem curentul electric. Ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă cu el? Noi nu avem, uitați, avem aici cineva poate să mă ajute și să-mi arate sau să-mi explice dacă este cineva. Uitați aici. Dar mai discutat cu curentul ăla. Nu, nu. Da, dar nu mi-a de curent. Am discutat. Adică a reclamat doamna o cantitate, da, foarte mare. Așa am reținut o idee, da? Și am zis noi atunci, domn primar, că cineva să facă o verificare, că acolo ceva nu e în regulă. S-a făcut. Dar vă pot spune eu. N-a fost așa? Cuvinte, că am mai văzut puțin acolo. I-a venit doamnei pentru apartament prin contractele astea, prin facturile astea prezumate, de plătit nu știu cât o sumă mare. 75,5. Acolo ne locuim nimic. Bun. Între timp, problema cu cei de la Ion s-a rezolvat. Cum s-a rezolvat? Ei de la Ion au trimis către primărie o factură cu minus, în care toată suma aia era cu minus, deci trebuia prin contabilitate să se rezolve problema. Totuși de la primărie, cineva i-a trimis somație ca să-și plătească suma aia din nou. Cum se mai poate face chestia asta? Ei, dacă are, deci odată îi vine de la Ion faptul cu, deci cu toată suma aia cu minus și de la primărie, deci după ce vine de la Ion, încă îi mai trimite somație doamnei. Adică problema de fapt s-a rezolvat, dar cineva n-a rezolvat. Problema s-a rezolvat, dar primăria... Nu se iei prin furtișagul. Nu mi-e furtișagul. E mai rău ca la Iași, oameni bune. N-a furtit. Nu, dar e judecenie mare, să știți. E judecenie foarte mare. Cum e văzut acolo? Eu am făcut adresa. Eu am făcut adresa. Eu am făcut adresa. Eu am făcut adresa. Mă trimite la domnul secretar. La domnul secretar mă trimite la domnul primar. Și eu mă ajung nicăieri. Deci dacă are factura aia scăzăminte, deci e un problemă rezolvat. Dar trebuie să fie rezolvat. Cum să-i mai trimite somații? Problema. Cum să-i mai trimite somații? Dar eu o aberație ce să faci. Plin de femeie. Vezi cine este? La contabilitate. Și mai fă o treabă. Acest cantitate foarte mare de curent. Acolo este o chestiune, nu, ăla nu se învârtea cu doarul. Dar acolo copii la factura aceea și-a dus la primărie. Înțelegeți? Așa, eu am cam așa oienist, prezumptiv, da? O regulă. Auziți, doamne. Dar nu trebuia să ajungeți în situația să-i trimeată angajatul primăriei să vină să se facă somații, să spune că ai dat bani. E posibil ca somația să fie făcută înainte, înainte de a... E posibil varianta asta. Și pe unde vă mai spun, mă cheamă la primărie, în două, trei rânduri, odată găsesc, odată nu găsesc pe cineva aici. Și revin a doua oară, și îmi spune, scrieți aici că sunt, că ați luat la cunoștință din suma care trebuie să vreți. Eu necitind toate astea, că nu am avut când și cum, am semnat aceea. Și am plecat acasă, plecând acasă și luând toate astea așa. Măi, zic, stați așa un pic, că nu e așa. Zic, astea sunt altfel. Venind înapoi la primărie, stați așa un pic, așa bine m-am pus să semnez. Cine, cine? Dar spuneți cine te-a pus să semnez? Domnul Niță. Așa. Ba da, da, vă spun eu, cu el am stat la discuție. Nu credeți, eu vă spun ce vă spun eu, ce am făcut. Am venit înapoi la primărie, la care mi s-a spus... E posibil să fii știut de scădere, la acel reacție. Doamna, haideți, haideți, ca să nu mai vorbim. Aș vrea să vă asigur, doamna. Deci aș vrea să vă asigur, eu că băiatul nu v-a pus cu rău. Să înțelegem că somația... El a vrut să rezolvă o problemă. El a mers pe aia. Așa, da, dar problema este somația... A vrut să aveți o scădere de la EU. Aici e problema. Nu pe banii mei să facă... Doamna, mergeți direct la el. Am discutat în consiliul local, primarul este acolo, a văzut situația reală, nu e normală.
Nu mai e, dispare aia formația, nu mai are nicio chestie, nu mai aveți diplomatii dacă e. Stați un piculeț să-i explic. Când, vine, când a venit controlul de la Curtea de Conturi, ți-ți dă să duci la îndeplinire niște nereguli găsite la nivelul OAT-ului, da? Printre care a fost și cu acest curent electric, contravaloare. În momentul în care îți vine la recontrol Curtea de Conturi, îți spune așa, domnule, eu ți-am dat ție ca sarcină să înștiințezi pe cutărică, pe debitorul X. A zis bine, Mircea, înseamnă că băiatul a trimis adresa de informații mai înainte de a vedea facerea. Curtea de Conturi, eu ți-am dat o sarcină. Ce ai făcut? M-ați înțeles? După aceea, aici, asta, după aceea se face recalculare. Eu sunt convins. Înțelegeți? Nu se rezolvă. Prea mult înțeles, nimic de făcut. Ei, așa toată lumea spune. Nimic de făcut. Ce s-a făcut? Ei, acolo vine, uite, la rapor s-a făcut o recalculare presupusă. Că nici noi ca primărie nu putem să impunem cuiva ceva ce n-a consumat. Este păi și nici n-a consumat atunci îmi dați mie? Doamnă, stați liniștită. Dacă e venită hârtie, contuarul ăla, nu se învârte de nevoie. Acolo cineva și-a permis. Să trăiască. Și după ce vine să vină acasă, mie, să nu fie atenți. Acum a trebuit domnul primar. Ar trebui o hârtie către doamna, tot așa o științare, că nu are nicio datorie față de primărie. Sau poate la recalculare apare, 3 lei, 5 lei. Dar așa un pic. Eu am plătit niște chitanții, la care nu se găsesc, ascultați un pic, orice se plătește la nivelul primăriei, nu se plătește cu chitanță scrisă de mână. Ce totul este în sistem. Observat, da, merge, da, nu merge deloc acum. Păi, foarte bine, dar nu merge. Și chitanțele de una au apărut. Nu știu. Că sunt foarte bine informat în ceea ce privește curentul electric. Au făcut estimare. Nu. Estimare. Da, domnule. Facturi de estimare, asta e. Ăștia spun în burtă. S-au dat în Consiliul Popular cineva. Indexul de mână. Și l-o dat mai mare decât trebuie. Dar nu dă nimeni, că nu. Nu, nu, că acum mai este. Și eu dacă nu dau 3 luni, indexul tot plătesc. Haideți. Îmi iau ultima. Haideți să terminăm cu treaba asta, domnule. Am înțeles. Eu renunț la fața în față la doamna. Îi trimiteți adresa acasă. Da, cazul este rezolvat. Ce este la Deci indexul 3 crește. Nu-ți fă nicio problemă, pentru că nu vine nimeni să dai curie. Nu, deci indexul crește. Crește, dar pe hârtie. Este scriptic, deci au venit facturile astea. Dar pe contoar nu mai cine raportează indexul? Decât proprietarul. Cu ce este făcut, primăria face demersurile ca să nu mai să se recolereze. Deci, să nu mai stați cu este un domn? Da, este da. 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 Deci putem trece mai departe? Cu siguranță că da. Am auzit că s-au depus o cerere pentru închirierea apartamentului în care stau eu. Mai mult. Junior, așa tu informația. Acum au urmă. Am auzit. Aș vrea să știu și eu despre ce e vorba. Nu are ca să știu și eu la ce mă pregătesc. Nu știm noi Consiliul Local, nu știm nimic. Asta am aflat. Când o să știm, atunci o să vă răspund. Poate va veni în discuții cineva cu o informare. Deci acum am urmă de primare. Ulmea, este cum te-ai fost tu informat. De 5 ani. S-a revizit contractul? Cineva care lucrează în primărie furnizează informații de la nivelul primăriei. Sunt secreti? Normal. Sunt secreti toate. Până nu se desfă. Ascultați un pic.
Păi așa, de exemplu, de la nivel, poate eu vin și spun, mai știu eu ce. Contractul nu-i rezidiat. Dacă sunt așa și lucrați pe la spatele meu și eu nu am știut până în ultimul moment. Dacă contractul nu-i rezidiat. Acolo nu-i rezidiat. Există un contract în vigoare, ești un proces pe rol, vorbim degeaba. Păi și atunci, la revedere, gata, nu mai complicăm. Hai departe, domnul Vasile, mă doare. Domnul cu altă problemă, domnul, poftiți. Da. Vă mulțumim. Domnule, vreau să vedeți atenție primară. Vă rog frumos un pic grijă. Onora Prezidiu, doamnelor și domnilor consilieri locali. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Ioachim Dămoc și sunt președintele, profesorul formator de la Societatea Music Dance și președinte al Asociației Culturale Educative Vatra Satului. Știți foarte bine că din luna noiembrie am început o colaborare cu dumneavoastră. În urma a multor discuții și probleme ce s-au generat la nivel de comunitate și la nivel de administrație și școală, sunt nevoiți, dacă îmi permiteți, să vă fac o scurtă prezentare, pentru că societatea are ca domeniu de activitate formele de învățământ extrașcolare care funcționează în baza codului CAEN 855, bineînțeles cu mai multe segmente și care este susținută inclusiv de legea numărul 1, legea educației naționale despre învățământul privat. Și vreau să vă spun că la articolul 60 alineatul 3 spune așa, unitățile particulare de învățământ sunt unități libere, deschise, autonome, atât din punct de vedere organizatoric cât și economico-financiar. La alineatul 6 spune, statul sprijină și coordonează învățământul particular și confesional în condițiile legii, în întregime, drepturile acestuia. La ordonanța de urgență 75 din 2005 se reglementează asigurarea calității învățământului. La articolul 2, alineatul D, spune că beneficiarii direcți sunt elevii, studenții, persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație. La alineatul E, beneficiarii indirecți sunt angajatorii, angajații, familiile, angajații lor direct, concret, întreaga societate. La articolul 4, alineatul 1, acreditarea organizațiilor furnizare de educație și a programelor de studii este parte a asigurării calității. Hotărârea de Guvern 690-1997, Ministerul Educației Naționale este organul administrației publice, centrale de specialitate care aplică strategia dezvoltării și politica a Guvernului. Legea contenciosului administrativ 544 permite, da, ca persoanele juridice, potrivit legii, care au statut de utilitate publică sau sunt autorizate, pot funcționa și presta servicii, în special pe educație. De ce am vrut să vă spun lucrul ăsta? Pentru că s-a adus la cunoștință, se discută că nu aș fi legal. Vă spun că sunt legal din toate punctele de vedere. Atât din punct de vedere al documentelor care le dețin și atât a autorizațiilor acreditate. Ca esență, cineva spune că nu are voie să participe la aceste cursuri. Ba da, la aceste cursuri, pentru că pot participa persoane indiferent de nivelul de școlarizare, de studii, da? De sex. Deci, acest proiect de dezvoltare personală și profesională în educație interculturală și ceea ce ați abordat dumneavoastră și aplicăm noi, deci pe partea de folclor, deci etnografie, funcționăm legal și pot participa orice fel de persoană. Eu dacă vreau, pot, da? Sigur, cu siguranță. Am calități vocale. Din da. Așa și? Da. Pe care e baiul dânsului pe la urmă? Baiul, problema este în felul următor. Că de multe ori am fost întrebat ce s-a făcut cu acei bani
cu festivalul de date și obicei de la, care s-a organizat la dumneavoastră în comunitate. Vreau să vă spun că aici a fost un parteneriat încheiat între mine și școală, deci, și domnul director, care, deci, din punct de vedere profesional, este unul dintre directorii și asta am susținut-o și mai departe, că dacă județul nostru ar avea măcar 20 de directori ca dânsul, se... oricum ar fi o altă amploare în ce privește acea tradiție și obicei care ne caracterizează și ne reprezintă pe noi, atât la nivel național cât și mondial. Vreau să... Deci întrebarea a fost că ce s-a făcut cu banii. Vreau să vă spun că... Cine v-a întrebat? Concret. Cât bani? Și cât bani? Despre ce chiar domnul, este chiar și... domnul consilier Cipcă și anumite persoane din comunitate de, care vin și asistă la... Eu nu întreb ce s-au făcut cu banii. Întreb ce au rezultat după ce dumneavoastră ați făcut cursurile astea cu elevi. Vreau să vedem și noi ce a rezultat. Din banii ăștia care s-au cheltuit. Este sobe, da, mi se pare corect. Da. Vreau să vă dau socoteală la banii care au fost. Deci dumneavoastră ați alocat 10.000 de lei, deci 100 de milioane pentru festival, pentru date și obicei. Eu din acea sumă am dat domnului director 4.700 de lei, deci 47 de milioane de lei. Iar domnul director trebuie să facă dovada pe ce s-a cheltuit banii. Eu am la dosar tot ce s-a cheltuit, numai că eu alaltă ieri am depus dosarul la contabilitate, pentru că la fiecare 3 luni de zile se face statistică, deci cu ANAF-ul, cu cheltuielile ce este, și eu o să vă-l prezint, dacă vreți, săptămâna viitoare, când o să mă duc să iau dosarul. De ce? Pentru că eu am în rol acum câteva proiecte și o să-mi trebuiască să am și acel certificat fiscal care se depune pentru când se va aproba proiectele. Iar cu diferența de bani, domnilor, ce s-a făcut contractul, este pentru acele două persoane, deci eu și colegul meu, coregraful, profesorul Ridaș, care venim și prestăm acele servicii de dezvoltare pentru comunitate. Deci ceea ce ne s-a pus la dumneavoastră la dispoziție de către dumneavoastră. Domnul Demon. Spuneți, domnule. De cum aș fi după 30 de ani? Sigur, sigur. La chestiuni, ca să o scurtăm. Fiecare problemă îi putea deci, răi. Dumneavoastră, pe faptul că sunteți autorizat, sunteți înregistrat, puteți să verificați CV-ul și prestați ca să... activități culturale, artistice, educative, bla bla bla, cum ați citit în lege. Da? Primarul Comunescu Orțeni, anul trecut, a venit cu o propunere constructivă, am spus cu toții la momentul respectiv, să facem dansuri cu copilași. Serviciul a scos, deci, această, să spunem, activitate, a mers pe site-ul achizițiilor publice, v-a selectat ca preț, așa, calitatea lucrării, da? Se va număra la urmă, de către părinții copiilor, de către evaluatorii care vor fi numiți, poate tot de primar, ca ordonator principal de credit, vreau să vadă eficiența. Vreau să vadă eficiența. Așa și eu pot spune că mi s-a părut că suma care a spus-o doamna contabilă de 120.000, cât a spus? 120 de lei. 120. Uitați-vă pe bandă. 120 a fost pe bandă. Pe urmă am auzit de 150. Am și eu anumite, cum să spun eu, puncte de vedere personale. Chiar m-am adresat primarului Comunescu Orțeni să văd contractul. O să mi-l pune la dispoziție când crede dânsul, dar restul, deci discutăm vorbe, discuții. Contractul este în derulare, da? Este încheiat. Nu l-am văzut noi, consilierii, noi nu l-am văzut. De-aia l-am și cerut. Deci nu intrați în zona bârfei. Dar rămâneți, faceți-vă treaba profesionist. Aveți un contract în derulare. Eu vreau lucrul e o perioadă asta, care dumneavoastră știți în contract ce a semnat. Vreau lucrul ăsta, dar chestia, deci nu... pentru că au intervenit anumite impedimente, e normal că eu trebuie să dau curs, nu? Să dau o explicație la ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat și se va întâmpla. Pentru că acum, poate dumneavoastră aveți niște așteptări care să fie foarte urgente. Să ne ierte Dumnezeu. Avem o vârstă și poate o parte dintre noi... Până la ce dată este în derulare acest contract în 2018, numai pe anul ăsta este?
Este încheiat... Pe ce perioadă? Că noi nu l-am văzut. La sfârșitul anului. Bun. Bun. Dumneavoastră, ca ordonatorul principal de credit, trebuie să vedeți și eficiența undeva a acestui... Cu cine formați? Cu domnul director Guian, cu domnul... Cu părinții care spun așa... O să vedem eficiența, dacă banul public a fost cheltuit corect. Deci nu intrați în zona în care sunteți acuzați. Făceți-vă treaba, în schimb, păi eu cât mai profesionist mai și cât mai bine. Pentru că bănuți sunt mulți. Și să știți că eu cunosc în alte comunități în care să fac și mai cu bani mai puțini și cu mai de sponsorizări. Deci, noastră, dacă ați semnat un contract, țineți-vă cu dinții de el. Și cât mai eficient să iese, lumea să fie mulțumită. Domnul consilier, dacă vi se pare că cumva pentru două persoane, pentru un an de zile este mult, îmi pare foarte rău. Deci ca oră mi se pare. Dar nu am eu calitatea să se rezilieze contractul și eu nu mai vin. Ca oră, 150 de lei pe oră, dacă vreți să vă spun deschis, mi se pare mult. Dar, în același timp, spun că nu am calitatea, că nu sunt personaj artistic, nu sunt persoană artistică, din lumea artistică, ca să fac o evaluare. Nu am nici copii care să mă duc să îi învăț să cânte, să danseze, deci asta e problema. Deci nu sunt autorizat. Ca oră. Am zis, dar am spus eu la un moment dat, am zis, 150 de lei este chiar suma care a fost cea mai bună ofertă? Primarul a spus da. Și atunci? E o sumă prea mare. Doar nu facem pregătiri la matematică. Deci deja eu nu mai intru în zona asta. Avem și noi copii care chiar facem pregătiri. Nu e adevărat. Hai să vă luăm pe partea cealaltă. Păi dacă regimul de plată cu ora, dacă cer, uite, cerem domnului director să ne spună exact cât profesorul de muzică de la noi de la școală, câte ore prestează și cât este, de la cât se pornește. Dacă mi-aș permite să fac o adăugare... Cred că ajunge la să vă citea pe dacă mai mult. Doamna, deci, dacă mi-aș permite un minut... Eu știu salariile din învățământ, de asta vă zic. Adică transformări diferite... Așa putem găsi să vină și traduit, nu-i nicio problemă. Nu mai bine și ce este. Domnul consilier, dacă îmi permiteți două secunde să fac o adăugare. Și luând, lăsați-mă să termin eu de fapt. Și eu mă permit, dar cu ocazia asta, dacă tot am spus eu la cuvânt, așteptați. Luând-o și pe partea cealaltă, mizând pe bună, cum să spun, bună intenții, bună pregătire și profesională și de alte naturi, faptul că dumneavoastră, deci să o mers pe domnul Dănoc, faptul că dumneavoastră ați girat că există bună calitate în pregătirea care a avut loc anul trecut, nici nu se merită să, chiar dacă vine unul cu titlu graduit. Nu putem să riscăm ca evoluția acestor copii să fie întreruptă pentru că dumneavoastră ați girat, nu? Deci odată ce domnul Dănoc ați fost mulțumit și ați fost cel care ați încheiat pentru prima dată contract cu dumnealui, nu avea rost noi, comunitatea locală, Consiliul Local, să ne opunem și să spunem că noi am vrea totuși cu altcineva. Nu, așteptați un minut. Ca ideea a fost foarte bună. Deci, ca idee, apreciez... Doamnă, un minut, ca să-mi permiteți două secunde. Lăsați-l și pe domnul director să spună. Basilica, haideți, să n-aveai cum să știi, pentru că contractul a fost încheiat în școală. Noi, de 2 aprilie avem contract. Îmi permiteți o secundă să vă pot povesti. Noi, de 2 aprilie avem contract cu domnul Dămoc. Școala a avut contract. Așteptați-mă un minut să putem dezvolta. Domnul consilier, numai un minut. Lăsați-mă să mă exprim ca să vedeți începutul. Domnul Dămoc, apreciez că vine dintr-un mediu cultural. Apreciez că domnul primar a venit cu domnul Dămoc, fiindcă eu nu l-am cunoscut pe domnul Dămoc până domnul primar l-a prezentat ca fiind membru care vrea să desfășoare o activitate culturală la nivel de localitatea dumneavoastră. Ulterior, când văd, apreciez calități fără problemă. Ulterior, mergând la Consiliul Județean, știind că eu am activat la Școala Populară de Artă, aceleași școli populare de artă vin cu titlul gratuit, care s-au format în 20 de comune în localitatea, în toate județele țării, am discutat cu domnul primar și zic, domnule primar, există o variantă fără bani, fiindcă noi nu avem costume la copil, nu am nimic cu persoana domnului Dămoc, atât de mult îl apreciez încât mă atașez lângă el. Și am primit și mesaj și am spus, vă apreciez, dar nu amenințați. Am primit amenințări de la domnul Dămoc spunându-mi că o să vă atac prin presă, prin toate ce mi-ați făcut, călcați pe cadavre. Îmi spune un minut că nu mai pot. Lăsați-mă să-mi explic că nu mai pot. Discuția asta a fost atunci
La început? Acum, de când am spus că există o altă variantă? La început, când ați venit în mandat? Când ați venit în mandat? Da. A venit primarul cu propunerea cu domnul Dămoc? Domnul primar a venit cu propunerea domnului Dămoc. Și de acord, da? Domnul, okay. Ce-am spus? Pentru activitatea culturală a copiilor, i-ați spus de atunci că există variantă? Acum am descoperit varianta. Mergând la ședințe, mergând la ședințe la Batola Consiliului Județean, am discutat cu domnul primar. Domnule primar, avem variante gratuite a Școlii Populare de Artă, prin care cu titlul gratuit, unde este director Zencescu Florin, m-am adresat și am spus, domnule, așa, eu vă prezint situația. Și am spus, domnul Dămoc este activitate la mine. Eu nu atac pe domnul Dămoc niciodată și nu voi ataca nimic. Dar, când știi că tu plătești nici la conservator, am sunat la conservator, la profesor, am întrebat, domnule profesor, cât e pentru pregătirea unui elev în vederea, intrării la conservator? Când am spus de 1.500.000, a tremurat. Când m-am adresat lui Florin Zâncescu și am spus că plătește Consiliul Local 1.500.000, zic, domnule, nu ești normal în face mie. Domnule, vă spun cu sinceritate vieții mele. Da, dar nu uitați, lăsați-mă să mă exprim. Eu lucrez la grup, eu lucrez cu grupul, nu pe am treabă, eu-l accept. Eu, Doamne, ferește, nici pe departe. Atât de mult. Lăsați-mă să mă exprim, fiindcă sunt trăirile mele. Da. Sunt cel cu care vin în fața dumneavoastră ca să vă motivez o gratuitate a Școlii Populare de Artă, prin care parteneriatul între dumneavoastră și ei va fi cu titlul gratuit. Numai un minut, ca să mă pot exprima. Va fi cu titlul gratuit, cu titlul Școala Populară de Artă, filiala Scorțeni, dansuri, ansamblu cultural, cu toate. În momentul când m-am adresat, fiindcă nu fac bârfă și niciodată nu intru în bârfe, și am întrebat, uitați domnul, și îmi spune, că domnule, fugiți de acest domnul. Nu-l jignesc. Este cuvântul prin care eu spun, dacă îmi descrii Dămoc în instituția mea, te rog să poftești afară. Și am spus așa, îl respect pe domnul Dămoc, îl respect activitatea culturală, îl respect că este atașat, am cântat, îl iau la mine să cânte la anunțele mele, a băieților mei. Dar când este alocat o sumă impresionantă, 1.500 pe oră, și vezi, faci 4 ore și tu iei mai mult salariu ca primarul, nu zic rău. Este bun, profesionist. Doamne ajută să ne fie în continuare lângă noi parteneri. Dar nu pot, fiindcă sunt costumele copiilor, cer ca nimic să nu se mai facă ca bani prin primărie, ci prin departamentul contabilitatea dumneavoastră și achiziții comune. Eu sponsorizez costume, sponsorizez și, numai un minut, socul, nu mă mai pot abține, fiindcă am intrat într-o tansă de emoții. Am ațin, așa, dar mesajul e clar. Sunt trăirile mele pe care mi le aloc, m-am adresat consilierilor și am chemat pe domnul, pe doamnă, hai veniți puțin și vedeți, activitățile le facem împreună, suntem, am fost cu copiii la patinoar, la cinema mor, plec cu ei în excursie, plec cu ei, poate să o rânduiesc. Domnul a fost lângă mine, domnul consilier, și l-am invitat întotdeauna. Haideți, vă rog, fiți lângă mine. Uitați-vă, am tonusul ăsta de a face. Sunt pentru. Îl apreciez extraordinar de mult pe domnul Dămoc. Îi apreciez activitățile, calitățile, este manager. Dar să mă ameninți el că te duc la presă și ce-ți fac eu? Și a spus, domnule Dămoc, mie nu amenințările pe mine, nu mă. Fiindcă eu sunt pentru comună, o singur mandat. Jumate, când am, este pentru a mă descrie la fața dumneavoastră și am trăit emoția copiilor, fiindcă sunt psiholog, am trei copii. Acum dați voie. Da, într-adevăr, v-am trimis un mesaj. Uitați-vă. Și am spus că... Uitați-vă, banii care i-am alocat de să vorbesc? Numai un minut, că eu trebuie să mă exprim, că mi-a scris pentru facturi. Factură în original, ce am plătit eu. Mâncarea asta este din partea mea, care a fost la festival. Factura pe transport. Care transport? De 2000 și m-am de 3000 ca să mă duc la Corbasca, când le-am dat bani de motorină, la Aseu și la Bacteria. Acum le aduc eu. Următoare le aduc eu. Uitați, sunt original. Să o scoatem definitiv din ăla. Uitați, sunt original. Puteați să ne aduceți, că eu v-a rugat. Uitați-vă. Eu trebuia să închei dosarul. Le-am oprit special să le vedeți unde am făcut. 20.000. Nu, haideți că și-o... 20 și m-am 30 și mă duc la Corbasca, când le-am dat de motorină. În momentul în care se emite o factură, această factură, în termen de 48 de ore, se trece în contabilitate. I-am dat și el o dat datele. Uitați ce scrie. Uitați. Da, eu în 3 luni... Aici a fost... Lăsați-mă, domnul
domnul director, dacă vrei luni de zile dumneavoastră, ați reușit să-mi aduceți toate hârtiile pentru banii care i-ați primit. Spuneți-mi un pic, aici este... Și am spus că fac la prieță, că știam că este... Aici, cine este? Că aici trebuie semnată de cineva. Domnul este semnat, el este factură pe SECE. Nu, păi cine o plătit? Nu e adevărat, când să faci o depunere de bani... Banii care i-a făcut, doamna, pe... s-a emis o factură. Nu, s-a emis, cine s-a emis aici? Cine s-a semnat? M-a interesat, s-a emis o factură. Dar vă învățați pe mine factură sau cum? Da, păi vă învăț, vă nu ați spus să mă învățați, ba, chiar nu aveți cum. Aici jos, pe mi s-a bani. Nu vine și să nu semniți. Luați, rog, o semniți. Domnul, factură se poate face, nu știu câte, domnul. Dar de poate registra să duce la... Uitați, este original. Mai să scrie tu. Este un original. Dar transport, am făcut și o poză. Dar transport, unde 20 de milioane, unde s-a făcut? La SECE voia și-o da datele domnului. Nu, domnul, datele. Datele le dau și eu la societatea mea. Stați liniștit. Și considerați că nu sunt valabile? Păi nu, în spate trebuie să existe foaie de transport. Dați la șofer, nu dă-mi foaie de transport șoferul. Cine a făcut transportul ăsta? SECE Voiaj. Domnul, originale sunt și le depun în original. Domnul, stați un pic. Haideți să o scurtăm. O scurtăm și cine s-o aici scrie contravaloare transport, dar cine s-o transportat? Rog între domnul Dămoc și dumneavoastră. Da. Pa 4 luni zile. Și există un dialog cu miroase. Dar miroase de scurt. Domnul, domn director. Domn director. Deci, doamna Lidia, însă, ea a înțeles că e un aspect tehnic de contabilice. Dar nu numai, păi spune contravaloare transport, dar s-a transportat copiii noștri? Doamne, el profesor. Doamna, a fost, a fost festivalul. Care? Scorțe. Da, dar cine o transportat? Elevii de la Dofteană i-au adus SECE Voiaj. N-ați văzut mașinile? Da, dar stați un pic, dar nu am plătit noi transportul lor? Din banii noștri? Domnul a promis. Din banii cui? Doamna Lidia, haideți ca să intrăm în partea constructivă. Doamne, eu știu ce. Domnul, deci dumneavoastră cu Emil Dămoc, deci concluați un pic mai bine, lăsați întrebările că mai apară viață. Dar dumneavoastră aveți o variantă fără bani să vină să iați? Da, e la mapă, e la mapă. Foarte bine, rezilie contract să duci. E la mapă. Deci vreau în primul rând, acest festival de date în care ați conlucrat, cu primarul din preună, care a fost ok. Vreau să-l justificați corect ca să încheie subiectul, da? Să nu mai existe nicio. Bă, că s-a întârziat, s-a întârziat ca fost, într-adevăr, dar haideți să-l închidem. Doi. Problema numărul 2. Am reținut ideea și deja la mintea mea este că ar fi o variantă în care această chestiune foarte importantă pentru copilaș se desfășoare în alt regim. Asta presupune domnul Ian. Ca dumneavoastră să veniți către Consiliul Local cu o propunere, nu e la noi. E târziu. Deci trebuie să luați... Deci e târziu. Este târziu. Asta presupune ca pentru următoarea ședință luați legătura cu primarul, acum știți, ce-i vorba? Cu domnul secretar care se ocupă de organizarea ședințelor, pe ordinea de zi un proiect de hotărâre. Dacă dânsul nu vrea, dumneavoastră aveți dreptul să vă adresați Consiliul Local. Dar dacă e cu titlul gratuit, deci, nu ascultați, mai trebuie proiect. Stați un pic, că noi avem un contract în derulare, care noi l-am hotărât cu vot. Dacă noi votăm că întrerupem acel contract, trebuie să vedem contractul, care eu l-am cerut, să vedem ce clauze. Deci avem clauze. Eu am cerut contractul, nu l-am văzut, domnul profesor, ca să știți. Deci, până derulează dumnealui să aducă gratuit. Da. Părerea mea. Unde nu, dacă e eficientă problema, eu nu mai dau bani. Am la mapă. Nu, nu, nu. Exemplare la mapă. Deci ascultați-mă un pic. Noi trebuie să vedem contractul. Eu nu l-am văzut. Eu l-am cerut primarul. Trebuie să vedem și noi clauze. Să vedem noi clauze. Vedem clauzele. Că dacă sunt niște clauze pe ton acolo, s-ar putea să punem pe primar în altă stradă. Nu sunt aduse la mapă. Nu le-am depus. Ascultați-mă un pic. Puteți să începeți să demarați procedura în ceea ce înseamnă să vină gratuit. Lăsați, dacă e cu titlu gratuit. Nu implicați autoritatea locală. Doamna Vici, încă nu știți, ca să vă pot explica eu acum. Nu știu, n-am văzut document. Consiliul Local hotărăște, printr-o hotărâre de Consiliul Local, activitatea exact ce nu spune. Am spus că trebuie inițiat un proiect de hotărâre. Am depus la mapă, pe baza ce ați depus. La mapă, da? În 13 noi aici nu vom discuta. Am depus la mapă toate hotărârile. În comisia Consiliului. Și luăm o decizie. Nu s-a depus la mapă dumneavoastră, fiindcă a fost depus. A fost târziu. Nu-i problema.
intră pentru discuția viitoare, exact. Dacă mai sunt și alte probleme, puneți-le. Fără probleme. Să facem o proiect de hotărâre, discutăm cu toții în Comisia de Cultură, discutăm cu toții în plen și luăm o decizie. 3.000 de lei ne aduceți tot astăzi, până terminăm noi ședință, dacă aveți la școală, doamnă, nu? Doamnă, nu sunt la școală, trebuie să mă duc la Corbasca, că le-am dat bani pe motorină de atunci. Da. Să mă duc la Dofteana, că le-am dat bani pe motorină, iar dumneavoastră gândiți... Dar cum ăsta dumneavoastră, domnul numerar? Stați-mi, stați, domnul... Dar numerar v-am dat, doamne, că șoferul nu vine. Motorina i-am plătit-o, domnul m-a plătit motorina numerar, ați plătit, uitați-l! Domnul! Domnul! Doamnă, ați întrebat pe domnul domnul, de ce nu cereți mie? Întrebați-l pe domnul domnul. Ați plătit în... Cum ați plătit? Cu ordin de plată. Uitați-vă! Cu ordin de plată, tot ce era! Exact! Nu, dar dumneavoastră, de ce bani vă dați în numerar? Așa. Nu trebuia să-i aduceți justificare? 20.000 la boiaș verificat, sunați la boiaș. Nu se las, doamnă, dar ce mă luați așa? Păi cum am zis, că mai departe, ăia 3.000, mă duc și le aduc acum cu ce le-am dat, proces verbal încheiat data de mai sus, banii alocați către motorină. Da, dar nu se face așa ceva. În contabilitate nu există așa ceva, domnul. Domnul, cum ați făcut cu cel care ne-a prestat servicii de la filmare? Domnul profesor. Asta ar fi de ce? Discutați deja. Ordin de plată. Ordin de plată. Dânsul vă place. Dar ordin de plată. Dați deja problemii contabilicești. Și nu, nu, adică nu. Aici avea miroase cu banii ăștia. Doamne, lăsați că îi dăm voie. Dacă miroase, uitați că sunt original. Lăsați-l pe om să vină cu toate elementele. Uitați-vă, n-aveți treabă, dumneavoastră, eu justific contabilitatea, nu pe toare capă. Da, eu cum sunt, doamnă? Da. Doamnă, eu știu ce... Astea cu contabilitatea, haideți să-l lăsăm parte. Lăsați polemica de contabilitate. O să veniți, o să... Rugămintea mea este așa. I-l-am arătat. Între domnul de mod și dumneavoastră. Știți care-i concluzia mea? Care? Problema este că între dumneavoastră și domnul Dămbor, da? Sunt puțin treburile de la bani, domnule. De la ce? De la bani. Hai să dea Dumnezeu, da, domnul Dămbor, de la bani, spuneți de la bani. De la ce mai fi? De asta n-ați mai vrut să dați microbuzul? Uitați-vă! De asta n-ați mai vrut să puneți sală la dispoziție? Familia mea îi spune de 30 de miliarde cont bancar, uitați-vă. Nu ca idee. Avem bani și nu sponsorizez cu banii familiei mele. Familia mea dispune, în momentul de față, am arătat lui domnul Măgirescu, nu mă interesează bani. Uitați, 30 de miliarde. Și nu, așa venim fiecare, nu-i vorba de aia. Mai este aici, aici asta, să spun și eu ceva. Să vreau să spun și eu ceva. Vă lăsați, domnule. Dar lăsați-l și pe dânsul. Vreau să se justifice, doamnă. Păi da, așa-i dăm în cap că a fost bani. Vreau să spun și eu ceva. Aici, în satul ăsta, cineva, cine vrea să facă ceva, este împiedicat, nu-i bine. Deci, iese discuții. Între primării, la primării este mâncătorii, la școală este mâncătorii. Deci, prima dată. Nu, 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 gata, domn director, lăsați-mă să vorbesc. Deci aici cineva care... Nu intrați în zona. Nu intrați, sunteți bărbați, bani aveți, nu intrați în zona. Doamna Lidia, asta este. Dumneavoastră când s-o dat spectacolul, asta este. Dumneavoastră v-a plăcut cum arătau copiii pisceni, era totuși un spectacol. Și îți duc niște bani din bugetul local, da? Păi nu într-un eger, nu într-o bluză, nu știu cum, și eu mă mai și filmat. Haideți să fim serioși, aici eu mâncătorie. Păi, nu se dumează să facă nimic corect și civilizat. Spectacolul ăla s-a făcut în urma presiunii și în urma discuțiilor care au apărut de la dansuri. Copiii nu fac dansuri, copiii merg de afară, copiii sar pe lemne, se joacă. Nu este organizat deloc orele din cursul de dans. Este o dezordine totală. Așteptați, domnul, dacă permiteți. Bravo, bravo. Lăsați-mă un pic. Vedeți semnături de la toți părinții care țin eu. Așteptați un pic. Pentru că sunt mulți copii, s-au făcut categorii de vârstă. Ăia mari. Vin de dimineață, de la 9 la 10, de la 10 la 11 grupa mijlocie și de la 11 la 12 vin cei mici. Câți copii erau de la Scorțeni, domnul de moc pe scenă atunci la spectacol, îmi spuneți și mie? Căuta de pentru lumea la dimineață. Dar de ce n-au venit, doamnă? De ce? Că a fost o influență, că prima, ascultați, prima dată am vrut să dăm spectacol în curtea bisericii. Dar și cineva a zis că... În cât timp ați gândit dumneavoastră să organizați spectacolul? În cât timp? Trebuia să știi. Pe toată în care v-ați gândit primul spectacol... A fost un afiș pus în comun, în toată comuna, că e spectacol? Unu. Unde a fost atunci? Nu există, domnule.
Nu, dar dacă mă domnul, și domnul director. Da. Fost domnul, să ajungeți la înțelegere. Numai puțin. Domnule primar, verificați contractul între unitate și domnul Dămor. Vedeți condiții de reziliere, pentru că noi, Consiliul Local, suntem de acord cu această problemă cu care vine domnul director și spune că gratuit. Dați-mi voie să termin. Iar cu banii care îi avem alocați pentru, luați dumneavoastră consumați. Am terminat orice probleme. Vă rog frumos, pentru că ajungem la niște discuții de o jumătate de zi și nu rezolvăm nimic. Se poate rezilia contractul, că și domnul Dămoc este de acord cu treaba asta. Dacă cineva vine să-mi facă mie servicii gratuite, oameni buni, și cu banii care îi avem noi alocați prin bugetul, luăm costumați pentru copii, că uitați colegul ce spune. Unul în cămașă, altul în training. Nu. Haideți să vedem și noi, bine așa. Și eu văd pe domnul director de la bun început că vrea să facă trebuie ceva. Asta este. Și ce trebuie să vorbim? Eu știu, anul trecut... Eu vă mulțumesc să vă bucurați de tot ce înseamnă și încă o dată să aduc un meu. Anul trecut, deci au fost 10.000 de lei pentru festival și 10.000 de lei pentru cursul cu domnul. Dar banii sunt aruncați domnului. Așa. Sunt toți, uitați, cu poate confirma. Iar la, eu știam așa, că pe cât a fost, două luni și ceva, nu? Sunt, doamne, deci sunt toți banii alocați domnului. Așa. Toți, uitați, are stat de plată trei luni, toți au făcut stat de plată. Știți de ce zic? Că la... noi știm... Noi știm... Cât trăile sunt mai frumoase. Nu, încă o dată salutul meu. Și cu mare drag, vă iubesc din sufletul meu. Eu știu, într-adevăr, vor că adevărul doare și supără. Niciodată nu va durea. Pe mine nu m-a supărat și nici nu m-a durut, că eu am spus adevărul. Din punctul meu, haideți, gata. Cu ce profesor te să aduceți gratis? Uitați, domnul consilier, îl știe pe Florin Zencescu, Școala Populară de Artă. Puteți să aduceți din sâmbătă asta. După încheierea, el nu vrea decât după ce intre ședința Consiliului Local de Acție. Cu titlul gratuit. Poți să înceapă să facă de medici. Numai atât, un pliant. Dacă nu ziceți acum. Nu mai are timp acum. Am înțeles. Poți să vină, deci poți să vină din săptămâna viitoare gratis. Avea și lucrează la două cape. Eu am putut armat, și la mine e mai scurt. O să fie două. Justificați repede treaba asta, ca să nu mai avem în două zile este justificat și preluat. Vă organizați, Emaniela Buzărcescu, în care, într-o lună de zile, poate chiar după înălțare, deja să avem primele semnale de organizare de un proiect al dansurilor cu elevii, organizat, gratuit, pentru că noi, deocamdată, suntem în studiu cu acest contract. Care este un contract de prestare de servicii? Să-i vedem contractul, că nu l-am văzut. Să vedem părinții, că văd că deja sunt... Au venit la mine și au scris. Așa. Domnul primar deja va fi obligat, că este ordonatorul principal de credit, care a semnat contractul, să ia act de voința părinților, da? Și să vedem clauzele contractului, dar exact ce spuneam înainte, dumneavoastră organizați-vă pe proiectul acesta, exact, care există cu baze legale și veniți cu el la domnul secretar pentru proiect este de hotărâre. Este depus. Pentru luna viitoare. Punct și domnul Florin Zăcescu va fi aici. Da. Școala Populară de Artă, prin doi directori, va fi prezent către dumneavoastră. Vorbim discuții. Prin amplicat. Să vă dea Dumnezeu. Care e școala populară de artă în care 20 de comuni mai desfășoară? Da, 20. Care? Și mâine. Și Piplian. E pe pliant, le aveți pe pliant la noastră. Le aveți la noastră. Nu le-am văzut, nu acuzăm pe nimeni. Niciodată. Ați venit târziu cu ele, că dacă veneați până când Vasile a făcut pregătirea ședinței, probabil că... Nici o problemă nu avem timpul acela. Dacă tot suntem la capitolul ăsta... Haideți să fie bine la capitolul ăsta. Zice eu, dacă tot suntem la capitolul ăsta, să-l obligăm pe domnul primar să achiziționeze de urgență costumii populare. Nu așa. Nu așa. Nu-l obligăm. Trebuie să schimbăm destinația banilor prin hotărârea Consiliului Local. Păi da, dar să aveți în vedere. Stai liniștit. Așa problema asta o să o rezolvăm, dar nu așa. Nu așa. O să facem o analiză, trebuie să simțim și pe treaba asta, vedem ce ne trebuie, cât ne trebuie. Facem o estimativă de costuri, vedem de unde luăm, ce punem, cum facem. La rectificare. O problemă este la ce înseamnă transport. Mai avem o doamnă aici care zice, haideți să scurtăm. Deja avem o oră. Haideți că... Haideți cu doamna. Ce mai vroiam să
spun, vreau să mai spun și dacă toți suntem la astea diversii, faptul că nu avem susținerea la transport și părinții să fie informați și nici la spațiu. Directorul nu mai vrea să pună la dispoziție spațiu pentru, uite, și nu dat răspunsul, că i-am spus, l-am întrebat. El are două probleme cu care trebuie să vină în ședința următoare. Și știți ce a mai făcut, domnul consilier? Eu pot să vă aduc copiii martori că dânsul, da, a spus vorbi că am pus o copii să-mi umple microbuzul cu lemnii asta iarnă de curtea școlii. Nu, și tot felul de probleme de genul ăsta că vă strigă copiii în scaune, că să voi sunteți niște prieteni buni, de fapt, și acum sunteți victime a unor bârfe din stânga în dreapta. Problema este alta, că apar probleme de la părinți. Aici nu mai e problema relației cu Ian Emilian Dămoc. Nu. Deja părinții sunt nemulțumiți de aspecte de pregătire, de calitate. N-ați bine dumneavoastră să anunțați. Doamnă consilier, vreau să vă spun că deci nu vreau să fac știu vreo remarcă la codul deontologic al personalului didactic, dar vreau să vă spun că am copii în clasa 8-a care nu știe ce e un portativ, ce este o notă, ce este o, ce valoare a notei. Deci după 8 ani de studiu, da? Și eu în 3 luni de zile v-am pus niște copii pe scenă. Și vă promit că până în 3 iunie, până la iunie, în iunie, mai ales că este o invitație la un festival, să vă pun pe scenă să vă reprezinte comunitatea atât la nivel național, local și corețean. Eu vă spun la multe ce sunteți încă sub contract. De ce nu sunt înghițit la nivel de județ? Pentru că n-am acceptat să fiu profesorul Școlii Populare de Artă și am luat-o pe cont propriu. Da? Că dacă aș avea o funcție de autoritate la nivel de județ, vă spun că într-un an din zile știți cum explodează ca ciupercele toți, pentru că nu se face nimic pe chestia asta. Nu vă contrazic. Da? Nu vă contrazic. Da. Și am cerut, am parteneria cu inspectoratul școlar, am cerut să se introducă opțional tradiția, folclorul, deci în programa școlară. Da? Iar ceea ce se ține cu copiii, așa, v-am spus, sunt trei categorii de vârstă. Acum mi s-a dat căminul de la Grigoreni, căminul de la Florești, și am să mă ocup eu, cel puțin vinerea seara, venim la Grigoreni, facem cu copiii de la Grigoreni, că sunt mulți, sunt peste 30, iar cei care venim sâmbătă dimineața, îi iau cu microbuzul și mă duc la Florești. Sau dacă mi se dă o altă sală aici, cu atât mai bine. Eu m-am oferit să vă dau spațiu de acolo, de la fostul buzet. Este super. Și eu mă duc la Florești să iau copiii cu microbuzul. Nu este nicio supărare, nu este nicio supărare pe chestia asta dacă se rezilează contractul. Nu-i nimic, din ianuarie până acum încheiem socotelii, îți aduc în profesor cine vreți, domnul director, că eu nu am să mă supăr. De ce s-a supărat? Că nu-mi dă socoteală la 4700 și eu trebuia să închei dosarul și am rămas cu un plus de 4700 care... Cum ajuns? Nu i-am spus de față. Păi dar nu i-am spus? Da. Și asta i-am spus în mesaj. Că sunt chemat aici și voi fi, știind că este publică ședința, voi spune exact realitatea cum stă. Da? În 3 luni, domnilor, în 3 luni s-a terminat festivalul pe data de 17 decembrie, da? Din 18 decembrie până la ora actuală, n-a fost în stare să-mi aduc acele facturi, da? Da, așa e. Păi nu-i normal așa? Este și normal. Păi, adică pe mine mă trageți la răspundere că ce s-a făcut cu aia 10.000 de lei, cu toate că de acolo s-au oprit taxe și impozitul. Nu, și pe el tragem la răspundere. Da? Și el, de ce nu mi-a adus? Când s-a supărat, când din chestia asta? Dânsul a generat toată problema care este. Cu interzicerea de a mai face cursuri la grădiniță, de a mai face... Gata, hai să mergem mai departe. Oricum, nu cunoșteam multe chestiuni din ceea ce... Dacă o să doriți și când mai doriți, eu pot să vă dau informații. Că eu nu am... La mine este curs intensiv, este pe grup, nu este personal. Haideți. Vă respect, o respect eu. Doamne ajută, zic bună. Haideți să comunicăm și cu doamna. Haideți să-l chemăm și pe el să terminăm. Păi da, domnule, cine mai este? Hai că e o scurtă. A fost o polemică pe cei doi, dar nu.
Nu trebuie să ne afișeze. Nu mai e nimeni. Da, nu mai e. Doamna Nicolina. Hai să vorbească doamna Nicolina, ce care e problema. Deci eu vreau încheiat un contract între proprietar și primărie, pentru că vine și facă conducta prin grădina noastră. Deci atâta vreau. De unde provin banii care ni se dă, care cerim arenda asta, nu mă interesează pe mine, ăia de la proprietari, de la cine. Eu închei cu primăria, pentru că primăria vine și facă conducta prin grădina la mine. Și fosa și tot, toată asta. Primăria, pe urmă, rezolvă cu proprietarii, cu cei rezolvă și cum se face plată, de către cine? Dar am înțeles că v-a pus la dispoziție și un material video sau... Da, dar cu cum să vadă, eu am vrut să-i invit în interes. Acum, să nu o luăm în nume de rău, da, cu interpretări, că e un interes, că nu-i nici interes. Nimănui nu ne-ar conveni să-i treacă pe bucata lui. Dezastru, Lucern, păi, de la Cidomuri, de la... Haideți acum să-și lămurim noi în comisia noastră. Păi, n-are nimeni nimic împotrivă. Dar voi urmăriți în ceea ce decizii luați și legalitatea? Dar nu mai avem pentru că, bă, legea, deci tu ai văzut că adresa Consiliului Județean, a Prefecturii, nu s-au spălat pe mâini? Deci ei n-au spus ce e așa. Contractul fac eu, doar dumneavoastră și deci, de acord. Deci, de rezolvare, era expropriere, da, teren în altă parte. Nu mi-asum eu, domnule, răspund, dar nu aș fi de acord. Nu este, nu este, deci nu este. Mi-asum eu ca prima. Atunci suma respectivă trebuie să o facă, să o determină un specialist. Un evaluator. Nu arbitra, asta a fost singura discuție. Nu arbitra. S-a discutat și s-a hotărât următorul lucru și dumneavoastră trebuie să faceți următoarea modificare la proiectul de hotărâri. Deci în hotărâri trebuie să fie specificată. Suma va fi recuperată de la cei care folosesc asta efectiv... Asta este proiectul de hotărâri. Da, este proiectul de hotărâri. Asta este proiectul de facem completarea ce hotărâți atunci. Da. O să decidem, doar nu refacem niște, trebuie să existe, că doar pentru să nu trebuie să nu plătește de proiect. Exact, pentru că vreau să fac contractul cu primăria. Ordinea de zi, da. Trecem peste el repede, punctez doar următoarea chestiune pentru domn Vasile, fără reproș. Urmărim ca la, asta e articolul din lege, urmărim ca la ședințele, așa scrie în lege, la ședința următoare să semnează, să aprobă, să citește procesul verbal precedent. Că așa o să facem 5 ședințe într-o lună și le trezești mapa jumate numai de proces verbal. Deci la ședința următoare semnăm tot așa, câte procesul... unul, câte unul. Scrie în lege, nu o inventez eu, da? Atât, mai departe. Votăm procesele verbale. Da. Dacă aveți ceva de completat, spuneți acum, nu ne mai trezim ca la ședință. Articolul 2. Punctul 2. Proiect privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei de mijloace de transport ale personalului didactic și auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni, pe 1 februarie, 2018. Aici se știe. Trebuia să vină și martie și aprilie. Deci, asta este singura mea întrebare, aprobăm. Văd că lipsește unul. Lipsește cel de pe martie, nu l-a adus. Inclusiv aprilie trebuie. Păi, de domn director trebuia să ne spună. Am spus odată, vine mai lunar, că noi nu-i problemă. Deci, mai mult să vină cu 3. Da. Da. Am mai discutat problema, dar văd că nu-i problemă. Da, nu-i normal să aprob 3 din urmă. Când faceți astea, când faceți ordinele de zi, hai dați-i un telefon și dă-mi. Dar vedeți ce probleme sunt acum. Pune la vot punctul numărul 2, care este pentru majoritatea. Cine-i contabilă? Punctul numărul 3. Bă, dar desemnează directorul. El e managerul. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui organigrame și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Scorțeni, județul Bacău. A dat Dumnezeu, după un an de zile, să avem organigramă. Este o organigramă modernă, am lucrat cu toții. A durat cam mult, știm cauzele, nu mai e rușinică, așa le mai reamintim. Avem organigramă nouă. Da? În rest, vreau să vă întreb, domn primar, scurt, avem organigramă nouă, avem stat de funcție foarte bun. Ce intenții aveți în viitor? După 10 mai, cât îi permite timpul, dăm drumul la angajări. Atenție! Noi cam târziu 10 mai? Atenție! Noi liberi, săptămâna până fi 7 liberi. Atenție! Mâine, de exemplu, atenție! Deci mâine poți să dai dispoziții de... Dar noi până la legalitate 10 din la prefect. Atenție! Atenție! Că e vorba de 50% din numărul de posturi libere. Știu. Da? Atât. Le determinăm. Aici le determinăm. Care sunt cele mai importante. Priorități. Gata. Știți ce aveți de făcut. Da. Mai departe. Votează. Cine zice? Unanimitate. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre includerea în domeniului public al Comunei Scorțeni, județul Bacău, a zonei de
Intervenția aferentă din DN2G pe raza satului Scorțeni, comuna Scorțeni, de Bacău. Da, am... Se scrie careva la cuvânt sau... Nu, dar să le explic un pic, domnilor și doamnelor. Deci problema de centru, îl intabulăm ca și putem să ne apucăm să-l facem cât de repede. O știm. Întrebare. Da. Se scrie careva la cuvânt? Am... Da, domnul Zadrescu. Deci, noi am aprobat. Da. Atunci, pe frumoasa schemă, am aprobat și finanțarea. Da. Da. Stai eu acum și mă gândesc, cu ăștia, cu fostul CNADR, actual CNAIR, sau cum le zice ăștia? Da, CNAIR. CNAIR, așa. Da. Avem vreo, cum să spun, de o informare? Poate au vreo pretenție. Da, m-am informat. Așa? Problema este ca simplificată treaba, dacă trecem și intabulăm terenul și este al nostru, pe HG43 avem obligația prin lege să întreținem trotuarii, drumul și suntem acoperiți. Deci să nu avem litigii, să ne trezim cu investiția? Nu, nu. Pentru că ei nu au, nici nu puteam să intabulăm dacă erau proprietari. Primul venit, primul deci servit, noi suntem. A fost ca o atenționare. Doi, ai pus vaca la jug înainte sau ai pus căruța întâi și vaca în urmă? Pentru că am aprobat finanțarea, am aprobat schema frumoasă de dezvoltare, dar cu asta trebuia să începem. Între timp am informat. Adică vrei să faci casă, ai casă, ai bani, dar ai pământ. N-am avut nimic să știu, am luat așa și am făcut treaba așa ca și pe legal. Omule, ce vezi, trebuie angajat urgent la urbanism. Aici păi casa eu și zic, am discutat. Bun, am terminat. Da, cine este? Supunem la vot, cine este pentru? Votrivă se abține. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei D. Și o să vedem care. Reprezentând contravaloarea vărsării țeavă de scurgere de la stația de epurare a primăriei Scorțeni pentru proprietarul terenului Niță Alexandru din sat Scorțeni, comuna Scorțeni, de Bacău. Cine este aici care va discuta acum acum sau discuții? Deci doamna președintă de la Comisia Buget Finanțe o să vă prezinte încă o dată, doamnă. Deci o puneți încă o dată. Decizia finală a consiliului, a consilierilor din comisie. Noi în comisie am discutat cu următoarele precizări în hotărâri. Da, deci în hotărâri. Suma. Și proiectul, da, suma va fi recuperată în funcție de cantitatea de apă. Stai un pic. De la proprietari, în funcție 17, vă zic eu, cu tot. De la proprietarii care folosesc țeava. Deci suma va fi recuperată de la în funcție de metri cub de apă, că doar nu fiecare se consumă, în funcție de consumul de apă. Da. Atât. De la cei care folosesc canalizarea, fosa, deci ce ajunge în fosă. Suma. De asemenea, la un alt articol trebuie precizată că această sumă va fi recuperată până în momentul în care se va găsi o altă alternativă. Corect, până în momentul atât. Dacă da. O să fie cineva care proiect, dorește, da. Vreun proiect de canalizare. Și atunci de la sine se închide. De ce n-ai mai luat o fată acolo, steatul de la... Unu, doi, dacă unul dintre proprietari, sau mai mulți, consideră că ar găsi o alternativă ce ar fi eficientă pentru ei și se deblochează, se re... mai știu eu ce își face, se debranșează de la canalizare, atunci suma împărțită la restul... Înțeam trebuie să lucrăm un pic pe proiect. Da, da, da. Da. Deci, și proiect să faci deci, și pe teren. Cu precizarea că nu este implicat bugetul deci, local. Deci nu oamenii care folosesc fosta trebuie să suma. 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 Cei care folosesc suma. Și primăria. Păi și primăria și oamenii toți. Suma. Suma. În această situație... Rămânem pe suma omului, vă propun. 200 de euro. Așa am trecut. Așa am trecut. 200 am și trecut. Da? Gata. Supunem la vot. Supunem la vot. Domnul președinte, domnul secretar, mă abțin de la vot, fiindcă sunt direct implicat. Așa și eu mă pot abține, dar chiar nu mă abțin. Da, el e locatar și de asta. Dar eu ce sunt, domnul? Și ea, și ea. Da, abțineți-vă, abțineți-vă. Nu, la cu atât mai mult. La cu atât mai mult. Dacă cel din precizarea lui colegi, dacă cel care este implicat, păi tocmai, păi tocmai, la vot, tu trebuie să fii exemplu, supune la vot. Mai departe, proiect de hotărâre privind suportarea cheltuielilor de executare de către debitorul urmărit, cheltuieli efectuate de către OAT, comuna Scorțeni.
Aici aș... ...procedurii de executare selită. L-aș ruga pe domnul secretar și președinte, că e mai informat că pe... Așa cum, domnul consilier, așa cum v-ați transmis și la mapă... Să ne-ați supus la vot pentru suma de bani, ce gândi? Să văd numai Vic s-o abținut. Nu, el a spus că s-a spus. Da, dar îl punem la vot, ce gândi? Păi, revenim la articolul 5. Cine? Îl punem la vot, cine este pentru? Deci... Da. Sunteți locatari? Da. Trebuie să vă abțineți. Dar nu mă abțin deloc. Așa. Încă eu sunt un exemplu. Da, de domnul Roane se abține, da? Da, 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 domnule. Nu-i problemă, e legalitate. Da, ce o să ridicăm mâna la aici, cu șase. Cu executarea silită, știți dumneavoastră că se implică o groază de cheltuieli cu timbre, cu anunțuri, somații, nu știu ce. Conform codului fiscal, așa cum v-am depus și la mapă, scos de la compartimentul contabilitate, trebuie să scoatem bani înapoi. De asta trebuie trecut prin hotărârea Consiliului Local, aprobarea, recuperarea acestei sume. Da, mă scriu la cuvânt. Da. Sunt de acord cu tot ce ai spus. La fală de domnul Zafiri, să mai scrie careva? Eu, da. Dar să vedem. Sunt de acord cu tot ce ai spus. Dar atenție, aici, noi avem un cod de procedură fiscală. Trebuie să faci proiect de hotărâre. Măsurile vine curtea fiscale, iar în măsurile fiscale, trebuie să faci o informare atâta. Eu nu aprob prevederile codului fiscal. Ba da, cuantum. Nu le aprob. Cuantum. Nu. Cuantum. Nu, bine. Noi putem cele fixa... Nu. Noi trebuie să fixăm valoarea. Nu, valoarea n-ai cum. Dar n-ai cum, doamne, valoarea. De la debitor la debitor. Da, păi și eu ce am să fac, dar trebuie să fixăm. Să faci debitorul. Da, în cazul ăsta, trebuia să ai... Asta se modifică. Da, uitați aici, legile este acolo de acord. Da, doamne, dar aici e un exemplu. Aici este un exemplu, doamne. Diferă de la debitor la debitor. Eu ca să fac o hotărâre, cum ar fi o hotărâre, trebuia să le am pe toate, dar asta se modifică. Cu prevederile astea rămân în codul fiscal, dar sumele se modifică periodic. Și eu n-am cum să aprob prevederile fiscale. Nu trebuia hotărâre, o informare, da. Da, aprobăm, dacă ai făcut-o, asta e. Vă luați legătura cu cei de la cort și trebuie. Da, deci supune la vot. Păi nu, asta vreau să zic, că chiar dacă... Nu, diferă de la debitor la debitor. Și atunci noi trebuie să... Că e una să pui doar un pic timbru cu confirmare de primire și costă 10 lei, da, un exemplu, da. Și una când tu presupune o mai mare, chiar mai mare. S-a atins. Da. Da. S-a atins. Da. La vot. Punem la vot. Dă-i bătaie. Cine este pentru? Articolul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activități de protecție de tip rezidențial. 7 metri. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, cheltuieli la data de 31.03.2018. Ce se înscrie la vot, domnul Zafirescu? Deci, ați văzut că sunt vreo... Atâta, da? Avem așa. De trimestrul 1, lasă de puteți să o cunosc. Asta trebuie să o aprobăm. Deci, proiectul de hotărâre este la 30.03. Este cea legală prevăzută de lege trimestrială. Celelalte două sunt celelalte informări lunare care noi le putem comenta. Asta fiind pe trimestru, este cea care trebuie să o aprobăm. Corelată cu celelalte trei. Eu vă rog, trebuie să-i transmiteți așa lui Alina că am observat, eu am observat că cele trei, ianuarie plus februarie plus martie, la secțiunea cheltuieli de capital, deci ori e o greșeală, ori să vină să ne explice în ședința următoare, deci la cheltuieli de capital. Ianuarie 0, februarie 0, martie 33.833, total 22.142. Greșeală ce e de la 100. Deci atenție, eu am cele 3, că eu, păi asta trimestrială, nu este de fapt 1 plus 2 plus 3. Ați remarcat asta când eu trebuie să fac proiectul, ajunge la finanțe. Citesc tot, și pe cam. Deci 1 plus 2 plus 3, fac total. Da, nu e nici o croază. Da? Bun. Atât am eu aici. Mai am o problemă. Pentru că timpul este scurt. Cheltuieli de capital, a zis, mă scuze. Da, cheltuieli de capital. Dar la, o să o spun la, la urmă, la, la întrebări, la interpelări. Atunci să punem la vot? Da, nu, aici, da. Voiam mai spune reparații rețeai iluminare de montat ghirlande. Pe mine mă interesează separat. Îți văd cam cât costă... Și pe mine l-am mai întrebat foarte bine. Și mai bine, domnule, n-am fost la... 6.000 de lei? La recepție.
Am dar nu trebuie să constate de 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 montat, montat câte toate ghirlandele. Am luat. Doamna, nu nu recunoașteți că am trecut. Am dat 120 de milioane pe ghirlande și l-am demontat cu 120 de milioane. Ce am zis, deci? Păi aceeași societate nu mai trecea serviciul la noi și avem o societate care e serioasă. Lasă mai zi cineva la cuvânt. Sau nu e serioasă, nu știu. Supunem la vot? La noi, deci, înainte de Paști, iar iluminatul public, și ulița bisericii, da. Deșar. Sunt. Eu de ce nu știu? Care e motivul nu știu? Rețeaua... Dar de ce, doamnă, numai la noi acolo? Dar nu mai uite și centru. Păi de centru și la rețea 1, ascultați, este, cu, este zona cu cea mai mare întindere. Nu, 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 azi poate mai vreau să... Capurile sunt răscoapte, răscoapte, plesnești din distanță în distanță și permanent, el când a făcut scurt, sau, el e întins la maximum datorită reparațiilor care s-au făcut aici un pic, dincolo un pic, ca să înlocuim tot iluminatul public, coadă. Doamne ferește. Tai din coadă. Gata. Da, scur. Să punem la vot. Aici aș vrea să spun și eu. Zi. Puneți. Chirier utilajă, domnul, cu sacrificia de antiderapant de zăpeterii. 29.000, 30.000 de lei. În Florești a trecut o singură dată tot satul și restul parțial. 30.000 de lei, treci iarna... Da, au fost nouă dată. Dar au fost, deci de câte ori întâlnești, și ai 48 de kilometri de uliță, bă, omul. Ok, în Florești a trecut o dată. Restul am trecut cu mașinile și mașinile. M-au dat-o fost. Hai, tu poate să confirmi și domnul Oandu și toate ulicele. Să confirmi domnul Oandu, tu. Să confirmi și ulița lui, eu trec cu Vasile. E ulița lui, eu trec cu Vasile. Da, am trecut și eu. Ai trecut și tu. Și eu, dar nu mai eu. Și ziua respectivă când a trecut ucilajul, s-au dus până la cimitir și atât. În rest, nu s-a ajuns până. Și atunci cine a făcut drumul de Florești? Cine a făcut? Cine vedeți să dar nu, sunt prea multe ori băgate acolo. Și la tipărere la fel. Plătim, plătim, dar azi fac și treaba, că altfel ce facem? Uite, e 100 milioane de zi. Da. Da, dar și antiderapant achiziționat, dar achiziționat pe oameni. Dar arăt de antiderapant. Vă zăcii în locul. Dar care e antiderapant? Vă zăcii în locul. Ce antiderapant? Ce antiderapant a fost, de exemplu? Doamna Licea spune. Vă spune o să-mi grigole, în ce antiderapant? Uite că spune, uite că spune, uite așa au fost spus pe uliții, grămăduse mici, da. Nu nisip cu sare, nu, a fost chiar din stadiu, o zgură. Da, o zgură. O zgură, da, da. Deci antiderapant, antiderapant, nu balastul cu nisip. Nu, nu, nu. Nu, deci au fost. Și s-au pus din loc în loc, a fost o mașinuță mică, o din asta de până în... Dar de la Grigoren, nu. Ei, nu. Chiar eu am fost personal, vă și spun. De ce uliți? Picat pe toate ulițele, inclusiv... Dar cred că mai este așa cu da. Da, da, dacă mergi. Că am și râs, că am trecut cu mașina și a doua zi când am dus diferența, de pe ulița care îți duce spre biserică, înainte de a face dreapta pe ulicioara de la biserică de la Grigoren, mi-e mică căra cu roaba și băga o grade. Asta e treaba lor? Dacă poate ne-au... Da. Știi, cum ține sala la două tramvaiuri în Grigoren, am văzut două ore. Ce să fac, frate, ce fluier ca la stână, ce trebuie să fac? Da, stau. Punem la vot, da? Da. Articolul numărul 7. Cine este pentru? Execuția bugetară. Trece. Ridicați ca să vă facem ce spuneți. Eu nu. Deci ține domnul Măgirescu, că nu-i convine treaba și omul și-a spus un punct de vedere și notați, domnul Măgirescu, să abține, da? Articolul numărul 8. Se mai abține careva? Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activități de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap. Dacă se scrie careva la vot, sau... cu o mică, domnul, mică, mică, mică. Altcineva? Deci... Atât. Am văzut în documentare decizia de la Consiliul Județean. Consiliul Local aprobă, la nivel comunal, aprobă 35% din cheltuiala susținerii persoanelor cu handicap în centrele astea de tip rezidențial. Întrebarea pentru Vasile, pentru domnul secretar Vasile, că asistența socială, ai văzut, pe noua organigramă, este la... Trebuiam la secretar, da? Doamna are asistența comunitară, atât, a partea aia altă. Deși ei stau în același birou, nu-i problemă, fac cu mine. Nu, sunt birouri diferite, da? Separat. Da. Ia-ți... Dar nu, așa au fost deodată. Ce, problema ce este întrebare că la am față de dumneavoastră, dar în același timp, nu că vă verific, dar aș vrea să și verificați, pentru că această chestiune este susținută și, cum să spun eu, stabilită în funcție de nivelul pe membru de familie. Dar
trebuie văzut. Sunt trei persoane nominalizate aici. Dacă există acea anchetă socială și dacă acest punct nu al venitului... Deci dacă există... Vă pot confirma că nu se poate... Deci fără anchetă socială. Da. Atenție, atenție, anchetă. Obligator. Nici nu m-am gândit că nu ar exista. Dacă există ancheta socială, dar mai încolo. Dacă în cadrul anchetei sociale este specificată clar la fiecare din acești trei venitul pe membru de familie. Că foarte mulți nu specifică în ancheta socială chestiunea asta și vine la curtea de conturi și zice, bă, da, dacă stai judecător și la așa, cum îi dai deci am dat un exemplu aleator. Am dat unul cu venituri foarte mari pe ăsta. Da? Deci verificați. Verificăm cu... Atât. Atunci punem la vot cine este pentru nominalitate, articolul numărul 9. Prezentare la fond de specialitate pentru lunile februarie, martie 2018. Eu m-am referit și la 7 și la asta, dacă mai sunt alte întrebări, mai aveam, dar nu mai lungim. Mai sunt mărunte din astea, clarificări, nu. Deci o punem la vot. Cine este pentru? Potrivă unanimitate. Și acum la divers și vreau să spun eu ceva. După aceea se scrie la cuvânt, mă înscriu și eu la articolul 10, haideți venit care se scrie la cuvânt. Deci eu mă înscriu. Prima, da. Primul. Da. Dumneavoastră, întotdeauna primul. Domnul Zafirescu. Domnul Hadimă, da. Aia, m-am înscris primul ca să... Zafirescu, Nicăiță. Nu fă-l de altă ordine. Refacem înapoi. Numai să... Da. Cu cine dă trece? Cine? Să vedem ce mi-e plătă. Mai scrie careva? Spune domnul. În luna ianuarie, decembrie, am fost informat de asistentul social de la spital de la Moinești, de un caz social, un cetățean al comunei Scoțeni, găsit în șanț, aproape mort, în comă, de la Bistrița, ținut acolo, adus cât de cât la viață, transferat la spitalul Moinești și neavând rude sau cine să-l preie, am fost obligat să-l... să semnăm pentru el, să-l instituționalizăm într-un loc pe două luni, până a venit primăvara. Și singura locație este o casă de bătrâni pe la Solon, s-a primit acceptul, am negociat cu ei, mi l-au primit cu 600 de lei pe lună. Noi trebuie să decontăm acești bani pe două luni. Ăsta e cazul social cu Mihai Victor. Al doilea caz social, care este o cerere depusă la primărie, în noiembrie, decembrie, nu mai știu sigur, a avut loc un incendiu în zona cimitir Florești, la Aron Margareta, persoana fiind cu grad de handicap, cu un socitor, ajungându-i în totalitate acoperișul. Dânsul a venit cu o solicitare de un ajutor financiar, știți că noi avem principii segmentul financiar pentru cazuri sociale, o anumită sumă ca să poată să meargă în compensare și să poată să aibă și acasă locuibilă, că e o persoană în vârstă, aproape 80 de ani, și vreau să discutăm la diverse, ca la următoarea ședință, să am acceptul dumneavoastră acum, următoarea ședință am proiectele de hotărâre pentru, și poate, Doamne ferește, în cursul anului, ori să mai fie cazuri sociale și din alte așa, să-i ajutăm și cu toți cât putem în limita sumilor care avem disponibile. Deci, dumneavoastră, dacă considerați că este omenește și putem ajuta pe cineva, nu, dar au fost chiar cazuri speciale. Dacă toți suntem aici și au venit vorba de cazurile sociale, ca să nu uit că sunt multe altele, să hotărăm acum și ce facem cu materialele care au rezultat de la școala Florești. Da. Și deci, care vor rezulta și la școala Digoren, că ne-a o comisie din consilier formată să hotărăm ce se face. Consiliul Local hotărăște ce se face cu internita care atvocimentul respectiv. Să acoperim casa. Ce se face cu lemnele care au rezultat de la acoperiști, da, de la demolări. Tăiați-o. Adică hotărâm noi. Noi acum hotărâm. Deci, proiect de hotărâre, pe ordinea de zi, discutăm, ținem cont și de cealaltă. Corect, scurtăm, hai. Dar nu dau, eu solicitor, veniți la mine, știți, doamna Vici, am și eu nevoie de 10 de aici. Zic, eu am nevoie de tot ce trebuie să facem. O să avem nevoie, dacă îmi permiteți, să intru un pic în discuție. Încercăm să recuperăm cât putem din azbestul de la Grigoren, pentru că am vorbit și cu doamna Vici și nu mai așa a fost de acord.
Și din materialele rezultate la Grigorești, să facem o magazie înspre cimitir, unde tot lemnul care va rezulta fiind clădirea din Paiantă, îl stivuim și îl vom folosi ca material combustibil la centrala termică de la Grigorești. Putem face la fel și la Florești? Și dar să ținem cont că și asbestul care este un pic deteriorat, trebuie să scăpăm de el, pentru că la, este cu condiții speciale, vin un om cu o problemă, caz social cu mulți doamna Vici, proces verbal, atâtea coli, prezentat și noi ne scădem din contabilitate pentru că el figurează ca bun, chiar dacă îl demolești avem autorizație de desfințare. Da? Acum, dacă așa un vot, cum să vă spun, din partea dumneavoastră, consultativ pentru ședința viitoare. Cam cine ar fi de acord cu aceste... Domnul Maia, știți ce vreau să vă întreb? Eu aș fi mai de acord dumneavoastră să achiziționați ceva material, nu dați bani. Luați-i grindă, luați-i căprior, luați-i... Nu dați bani. Nu am voi. Uitați și cu, știți că am discutat, dacă păi totuși trebuie la diverse, cu bani. Dacă, dar o să aduc o factură justificativ, că așa se face, ce-o avare. El trebuie să achiziționeze. Nu știu cine e, ce se face. Dacă dumneavoastră, că a mai fost un caz social, era domnul Andruș, primar, și a luat în foc bucătăria lui doamna Stoica. Da. Ei, tot prin Consiliul Local s-au acordat 1500 de lei, doamna s-a dus la, la Ardeoan, la depozitul de materiale, și-a cumpărat ce a avut nevoie, factură, nominalizat pe factură fiecare material, a venit cu factura în, în contabilitate și și-a primit banii, că nu, banul nu se dă... Foarte bine. Deci așa se face legal. Deci primăria nu poate să cheltuie bani pe ceva ce nu este proprietarul ea. Da, așa, haideți să... O să mai avem o ședință cât de repede putem cu Grigoreniu, cu Grigoreniu, cu grădinița și cu școala, că am vrut să-l bag acum, dar nu mi-s gata documentațiile, ca să depunem proiectul pentru finanțare pentru grădiniță nouă și extindere școală, care o să-l discutăm la începutul lunii mai, când avem documentele, și cred că atunci am discutat, o să fim mai pe larg și prindem domnul secretar consemnat diverse la ședința următoare. Că toată lumea se cază. Suma de bani care trebuia să dea omul ăsta acolo pentru centrul ăla unde stă el. De ce perioadă sau nu știu? Păi 2 luni, ianuarie-februarie, cât o stat și se virează banii în cont. Dar o să mai stea continuare sau... Nu, deci a plecat, nu mai este. Nu mai fi perioada asta de 2 luni. Cât o fost când aveam să stai. Da. Atât. Ei, el ar fi vrut să stea mai mult, băi, dar problema este că s-au încălzit afară și are de la moștenirii de la părinți, are casă, băi. Păi punem suma o să ne numim părinții, fără suma. O să vă luăm mai ieșit de acum. Așa, da, căutați lumea să trebuie. Un vot consultativ și chem. Cine ar fi de acord pentru proiectele astea, putem și în capitale? Le vedem atunci, că suntem, nu avem elemente, nu avem... Stați, domnul Marius, stați la tine, ați desternat punctul, noi ce faci? Mai am și o întrebare. Mai avem întrebări. Da, nu, dar trebuie să avem numele. Nu mi-ați trebuit rezolvat problema, v-ați spus acei căruțe, că mai bine mi-a spus. Bun. Stai-le! Am mai multe probleme, o să vedem care răspun astăzi. Prima întrebare. S-au început pășonatul, care sunt măsurile cu, care se iau, concrete, care s-au luat cu cei care intră în eslaz, nu au închiriat nimic, dar totuși se duc la pășonat. Ceilalți sunt nemulțumiți, ceilalți cetățeni, care își plătesc, care închiriază. Sau ce măsuri mai luăm cu cei care pășonează în afara perioadei care am stabilit-o noi? Concrete. Se ia, se ia vreo măsură? Normal, din ce cred, și nu pot, nu vreau să vorbesc de iurea, dacă omul are concesionat eslazul, să-și facă paza, să-și asigure, pentru că el, fiind, e ca un proprietar, el poate să-ți plângă la poliție când intre cineva pe teren. Deci, noi ne-am făcut treaba, noi ne-am... Am stabilit niște amenzi, dar nu se ține cont de ele. Bun. Altă întrebare. Am ridicat problema una din ședințele trecute despre podurile comunale. Mi-a spus dumneavoastră că podul din Poiana Măr la noi conduce spre Pustiana, rezolvăm cu tuburi. Ați fost acolo să vedeți cam câte tuburi ne trebuie? Știu câte trebuie. Vă spun eu, este o înălțime până la apă, deci nivelul până la apă e 2,20 m și apa mai este ceva. Câte tuburi ne trebuie pe o lungime de 6 metri la 2,20? Toate tuburile care ne... Vă spun eu. Deci vă spun eu acum unde viți vață. Eu am înțeles că-i vorbă unul. Noi am și punem două tuburi. Tot betonul care rezultă de la fundația de la Grigoreni, fiind mare și mai am și curtea cea peului, păi n-are cum să... O să vedeți, dar nu... Deci nu o să ne rezolvăm cu tuburi. Și atunci ce soluție aveți? Facem un proiect de pod?
Nu știu, am spus putea fi reparat. Păi da, da, dar vedeți că nu ai cum. Deci dacă tot avem ceva momentan, trebuie să facem. Da, eu zic să faceți un proiect de hotărâre dumneavoastră, puteți să consultați și cu Sorin și cu Stedei Sarcă. Ca o soluție, că noi ducem să greu formul de acasă, dacă mi-ai gândit. Să găsesc ori de reparații, ori de... Dar nu există, domnul Andrei, ce reparații? Nu există acolo. Deci sunt grinzi care se pot repara. Domnul primar a spus că se rezolvă cu tuburi. Tuburi nu. O să vedeți că nu o să rezolvăm cu tuburi. Ne trebuie cel puțin 9 tuburi. Domnul Hagiu, faceți domnul un proiect de hotărâre. El are mult pe cap. Câte proiecte vrea să facă? Da, eu n-am zis. Faceți acolo comunitatea... Altă problemă, care mi-a ridicat-o în cetățean ieri când am fost pe ulița aia, la, deci acolo în fața bufetului la Grigoreni, a început să se suri pe malul, se face un crater așa. Nu ia drumurilor publice specific, că e pe uliță. Deci acolo o să pun un tub. Nu, acolo nu e vorba de tub, e vorba de consolidarea malului, care tot se duce acolo. Deci acolo trebuie consolidat. Eu nu facem. Eu sunt de acord 100% cu dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă rețineți ce am spus eu și înainte de ședința de buget și ce vreau să spun și acum. Știți că noi am făcut și centrul ăsta cu șanțul, cum l-am săpat. Vedeți că și aici se surpă. Am avut în calcul să pun de 150 de milioane să dalăm, pentru că degeaba l-am făcut, că se duce naibii. Dar știți că până în iulie noi nu avem sumele necesare pentru că asta se încadrează la drumuri. Să iau dalii, să fac lucrări de consolidare. Deci nu că era voință, dar nu am posibilitatea financiară acum, o lună jumate, până vine 1 iulie, două luni cât sunt, ca să putem face lucrările astea. Luăm în calcul, când facem rectificarea de buget în iulie, că niște bănuți, o să mai facem economii de pe aici, pe acolo, îi găsim. Să luăm pentru pilotare, poate trebuie gabioane acolo, poate... Deci o lucrare de consolidare nu o facem din mântuială. Eu am luat un calcul, dar trebuie să lăsăm și un pic timpul să curgă, să ne permită sumele, să putem lua undeva bani și punem acolo. Problema e deci, aveți în vedere. Dar cum? Dar vă știam că a fost un adică Cătălin Șerban și mi-a zis că îi se rupe malul. Știu, da, ce se rupe malul. Vedeți că vara nu-i ca iarna. Nici iarna nu-i ca vara. Deci, ceea ce se face, vorbim de construcții, da? Da. Facem vara. Încă două probleme scurte și am terminat. Am văzut că s-au montat camere de la vedere, de la primărie, deci... Noi, deci am luat dumneavoastră. Deci am nu, deci... Din buget. Da, corect, da. Păi, deci, eu mă refer acolo în zona unde locuiesc, am văzut că sunt trei camere de la vedere. Problema este, una este îndreptată spre cămin, e foarte bine. În spate este pe o cameră de la vedere, că mai departe... Dar nu mai punem, dacă își fac... Știți cum? Dacă sparge cineva căminul, îl sparge prin spate, nu prin față. O să vedeți. Nu. Deocamdată noi a trebuit să punem... Principalele loc. Două faci în față. De-aia am pus două faci. Dar după aceea e automat, ne obligă să punem camere de supraveghere în interiorul... Dar e altceva. Și tot aici vreau cam câte camere în Grigore. Nu mă interesează unde, dar... E un singur punct cu trei camere. Deci ăsta sunt trei camere de aici din fața căminii. Da. Deci, Trei camere. Acum nu au fost discutate ca siguranțarea obiectivelor particularizate. Deci este pentru urmărirea, monitorizarea activității aproximativ. Pe căile. Una este spre cămin. De exemplu, aici, sus, pe deal la cimitir, ar fi trebuit una. Că revin la ceea ce a spus Meiți odată, a zis bine atunci el, că dacă nu se mai fură lemnele pe aici, se fură pe dincolo, pe dealul ăla. Dar n-am pus pentru hoț, stai un pic! Și pentru hoț. Camerele de supraveghere și lacătile, nu se pun pentru hoț, domnule! Nu, dar las, că nu se urcă să... Se pun pentru oameni cinstiți! Argumentul meseriașilor a fost în felul următor. Vă poate confirma și colega. Deci două camere s-au pus față în față, că dacă pui numai una, vine pe spate și o fură. Când ai două, bate una în alta și de asta s-au pus câte două. Specialistul știe... Suma a fost 30.000. Da? Pe an. Pe anul ăsta. Între 3 ani. A fost 50 în buget. Și-au mai luat noi 50 de 5.000. Da. Două, de fapt, 25.000. Da. Și-au mai luat noi 5. Da, e fi 3 ani de zile. Oricum. Da. Nu e atât de mare ca să acoperim toate... Acum eu am întrebat la contabilitate prima rată cât a venit. Și vedem, 5.000 cât a venit? Nu nimic, 2.000 și ceva de lei.
Da. Acum, să dea Dumnezeu să... Deci aș vrea ca pe deal la cimitir, doamna... Și să-i extindim, și să-i deci acolo, rețeaua. Dar deocamdată... Deci pe deală, pe deală, din bugetul ăsta care e la cea, dacă faci... Deci dacă factura nu e atât de mare cum mă așteptam... Nu, dacă mă ascultați un pic, are și acoperit în mare. Intersecție Dragomireasa, Bajora, biserică, deci pe unii sunt mai zboare. Pe acolo, pe deală? Da, dar drumul de acest pe unii. Păi, la spune, dealul cimitirului, tot dealul. Nu mai trebuie, așa luându-o, ar mai trebui la Isarii, la Scorțeni, ar mai trebui deci la Muzet, la Grigoreni. Nu la deci, cimitir, pune undeva la mijloc, pune intersecții de... Da, da. Și mai pune aici, dacă e, da, îl trebuie. Atâta, da. Când vine pe teren, când au venit cei... Aici sunt două, la Bajor. Da, la intersecție. Acolo trebuie. Unde? Da, domnul Hadeu, mai aveți cineva ceva? Da, și încă o problemă doar așa de informare și a consilierului și a dumneavoastră. Ca să vedeți cât de bine s-a făcut la Cabinul Cultural lucrarea, deja a început să cadă. Da. Așa. Păi, dar n-am avut pe zone mici, e drept, dar au început. A început. De curiozitate, să vedeți, să vedeți că ce e drept sunt porțiuni mici deocamdată, dar o să mai cadă, sigur. Păi, când nu cade tot, dar eu am făcut. Nu poate ca să... Domnul, deci el l-a făcut pentru ce? Păi el l-a făcut să cadă. Nu, dar e garanție. E garanție, bă. Poate să chem. Banul trebuie să circă, nu? Domnul, da, bine. N-are garanție, domnul. Spuneți frumos. Domnule, am garanții, chem un constructor. Păi, bă, chem-i pe un constructor, aia care au vrut să ne... Să ne așa. Da, mai au și garanția de bună execuție, care 10% din valoare în conturile primăriei. În... Deci... Da? Pot? Pot. Pe data de 29 martie v-am adresat o rugăminte, chiar am mulțumit aici jos, să ne puneți la dispoziție, să-mi puneți mie la dispoziție, în îndeplinirea mandatului, conform articolului 51 aneatul 2 din legea 215, informații de caracter public. În vederea îndeplinirii mandatului și vreau să prezint o informare astăzi vis-a-vis de informațiile care le-am cerut, văd că timpul nu ne permite, dar nu, asta ar fi fost problema, nici nu vreau vrut să-mi răspundeți. Mai mult mi-a spus că îmi răspundeți în vreo 30 de zile. Domnule, eu n-am făcut o petiție, domnule. Eu sunt consilier în mandat, sub jurământ. Eu nu sunt la petiții. Eu mie îmi puneți la dispoziție, domnule, conform legii, lăsați-mă, informații cu caracter public, care îmi sunt necesare în a prezenta și a cere cont administrației actuale despre buna rânduială și administrație și activitatea economică-socială din buget a comunei, da? Deci nu mă luați ca un petiționar și îmi dați asta când vreți, la 30 plus 15 pe 544. Eu sunt consilier în mandat. Și îmi puneți conform legii la dispoziție. Ce am cerut, dragi colegi? Vă spun ce am cerut. Contractul încheiat cu persoanele care prestează activități artistice, dansuri populare cu elevii școlii generale Scorțeni. De ce credeți că l-am cerut? Pentru că am văzut atâta vâlv în comunitate. Și modul de determinare a costului. Asta am cerut. Anunțat în ședința trecută, de chiar de doamna contabilă. Contractul de dezăpezire pe anul, pe iarna 2017-2018, precum centralizatorul privind plățile efectuate. Da? Da. Bun. Contractul de lucrări încheiat la reluarea activității de finalizare a bazei sportive multifuncționale. Cu ABC Proiect Măiești, având în vedere modificarea soluției tehnice față de contractul inițial. Bun. Contractul de prestări servicii cu societatea care a efectuat inventarierea patrimoniului la UAT Scorțeni. Că nu l-a făcut cu el în Consiliul Local, a fost o activitate care n-a făcut un contract de prestări servicii, nu a făcut parte din planul anual de achiziții publice, deci un serviciu, și atunci trebuia să-l vedem. Nu l-am văzut. S-a făcut, nu s-a făcut, cât ați plătit, nu știe nimeni. Da? Asta e transparența. Dispozițiile, deci dispozițiile de primar în vigoare în care a stabilit comisii de recepție, că am auzit că sunt vreo 10. La toate tipurile de prestări servicii, lucrări în cadrul UAT Scorțeni, contractele încheiate cu operatorii de telefonie mobilă și tabel cu posesorii de telefoane din UAT Scorțeni, facturile plătite din septembrie până în martie. Eu de 5 luni de zile și e, și tu ai cerut, cerem într-un alt. Deci, domnul, nu luați în nume de rău. Rapoartele anuale pe 2016-2017 privind transparența decizională, nu știu dacă l-ați întocmit, dar trebuia să le vedem, ca să ne dăm cu părerea de cum ați respectat principiul de bază, domnul Vasile, este, al transparenței publice. Site, da, da. Bine, da, e pe site. De-aia mi-ați răspuns la asta. Deci documente de interes public. Aveți de gând să răspundeți la ele? Păi, domnul Zadescu, aveți în vedere că o fonte sărbători, o fonte libere, am înțeles. Fost foarte, foarte am înțeles. Iar, aștept, după 2 mai. Da? Da? Dați voi aici? Dați așa, nu plecați. Dați așa, că v-a plăcut la tabel, trec și eu la tabel. Dacă, deci baza, baza sportivă, multifuncțională, da?
V-ați făcut vreodată întrebarea câți bani a costat această bază sportivă sau cât va costa în final? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Știți suma finală? Nu vă cer acum gata la leu. Mircea a reușit să mă dumirească un pic dimineața, el a plecat, dar are o problemă. Cât era proiectul inițial? Și a spus, ba, undeva până în 6 miliarde. A spus el. Nu a spus omul cu hârtia în buzunar. Nu. Să vă spun eu acum. Deci lucrarea a început în 2010-2011. Cu Alcor. De acord? Da. Când spun ceva greșit, să mă contraziceți, dar cu argumente. Alcor, deci prima etapă. 2010-2014 Alcor. Nu o scriu frumos, ca doctorul scriu. Așa. Știți cât am plătit în perioada asta? 500 ceva de milioane. Nu. 2 miliarde jumate. Prima dată. Toate, deci toată perioada asta. Eu am zis prima dată. 500 deci, ceva de milioane. Deci, deci cu Alcor Moinești, perioada asta, am plătit 250.000 de lei aproximativ, am o hârtiuță dată chiar de Alina, deci lucrez cu materialul dumneavoastră. Nu am date din burtă. Da, da. Bun. Firma a intrat în insolvență. În 2015, primarul Mircea Mărâș a scos la licitație lucrarea, restul de lucrare, conform proiectului și a fost câștigată de ABC, da? Bună ABC, în perioada, deci ABC, Moinei a desfășurat lucrări 2014 inclus până la deci 2016 am plătit la ABC suma de 2 miliarde, deci 245.000 787 de lei. Lucrez cu materialele de la noastră. Bun. A venit domnul Eugen Ungureanu, care ne poate confirma. Atunci am fost pe, în aprilie, exact acum un an, am fost și a făcut chiar un interviu cu domnul Aioi, care a spus, domnul, atunci maestri, mai vă mai ce-ți aminte, da? Da, da, da. A spus, domnule, cam 1 miliard vă trebuie ca să terminăm lucrarea. Omul, chiar cred și eu, omul nu avea pixul la el în buzunar, scoate calculatorul. Ne-a trimis ulterior, mai greu, de examen în timpul ședinței, uite că domnul Vasile, bravo domnul Vasile, ne-a trimis o hârtiuță, da? Eu o am aici. Așa, prin care omul ne-a... Așa, ne-a făcut cunoscut că acel miliard nu era chiar 1 miliard, era 1.300.000.000, deci 130.000, da? 135.000, uite, uite, chiar e semnat de... Da. Directorul ABC. 135.000. Bun. Problema este în felul următor. Deci noi în aprilie 2007, exact acum un an, ne puneam problema să continuăm lucrările în proiect. Până la finalizare. Mai având de plată din proiectul inițial, din contract, care, deci contractul la reluare a fost de 478.922 de lei. Deci asta era contractul semnat cu ABC când a câștigat licitația în 2015. Da? Deci, noi în aprilie 2017 din contractul ăsta scădem suma care am plătit-o în 2015-2016 245.787, da? Și mai aveam din contract 233.248 de lei. Iar domnul Iloaie a venit cu 1 miliard și cât? 100 și ceva de mii de lei. Atenție, prima chestie cu care a venit domnul Iloaie a venit pe baza solicitării, pe baza solicitării noastre de modificare a soluției tehnice. Domnul Aioi a venit cu o reducere cu documentul, avem documentul de 86.105. Deci reduceri pe baza unei noi soluții tehnice. Din care mai rămăseseră, deci scăzând din ăștia, 147.143 de lei. Deci noi cu banii ăștia, pe contractul care trebuia finalizat până pe 6 a 1 a 2017,
Dar nu-i problema că noi o punem omul în cârcă, că am avut o finanțare, n-am avut bani în buzunar. Corect. Și când n-ai bani în buzunar, te duci în timp. Nu s-a mai respectat termenul. Corect. Dar noi n-am mers cu alte soluții în proiect ca să ne crească proiectul. Ba mai mult, gândindu-ne că buzunarul, că buzunarul ne este goluț, am modificat, am aprobat. Când a vrut să ne apucăm domnul de treabă, dragi colegi, a expirat autorizația. Deci, expirând autorizația, nu ne-am mai apucat de treabă în vară, ne veniseră de contul de la Arfir, aveam bani în buzunar, puteam să facem lucrarea, vara nu-i ca iarna, iarna nu-i ca vara, n-am avut autorizație, ne-am trezit în toamnă. Bun. În toamnă, nu mai era devizul când ne-am apucat din nou de 130.000, cum vă spuneam acum aici, care ne-l dăduse în iunie. Era 182.912 devizul în toamnă. Care l-am și plătit. Da? Adică noi mai aveam în buzunar 147.000, conform proiectului, dar noi am plătit 182.000. Da? Inflația. Bun. Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Ați văzut că v-au trimis adresă, că mai vor 70... Cât vor? Mai a spus în... 50 de milioane. Atâta mai rămăsesi din valoare. Cu tot... Deci noi în 2017, la reluarea lucrării, da? Față de plățile din 2015-2016, am mai adăugat, la final de an, în două tranșe, odată 130 la o recepție la care am fost, și odată 600 pentru care mai sunat la achiziționarea, deci s-a făcut 182.000 în 2017. Deci 182, da? Din... 182. Deci am mai făcut o economie acolo de 475 milioane. Deci aproape 500 milioane am economisit. Deci, în cazul ăsta. Noi. Deci nu. Deci noi mai aveam la dispoziție banii ăștia în cadrul proiectului. Da. Da? Da? Asta ne era după reducerea soluției. Dar noi în 2017 am plătit, da? Deci peste plățile cele două care le-am, deci 245 2017, am mai plătit 182.000, 182.000, da? 912. Valoarea inițială are o valoare. Valoarea inițială. Mă zicem mai puțin ca aia cu 500 de milioane aproape. Da, da. În ședința de 1 martie, da, în ședință, ați venit cu o... am reținut-o și este pe bandă, cu o chestiune care... Asta vreau să ajungem să o lămurim. Deci, ați spus de o minută, deci de o minută, da? De jur de 130.000 de lei care dă peste cap toate calculele. O minută care a spus că e aprobată de Consiliul Local, da? Și ați adunat-o, am și calculele dumneavoastră, le am aici, ați adunat-o la proiectul de inițial. Deci la 478.000, ați venit, din care s-a scăzut cheltuielile de așa, ați venit cu această minută care nu știm, deci noi am întrebat colegii la comisie, noi nu știm despre ce e vorba. Care minută a suplimentat proiectul, costul proiectului? Că asta vreau să vă întreb. Nu știu suplimentat, domnule, zicem, eu acum și chem contabil când vine la ședința următoare și de ce? Dorim, vreau. Ești din minus. E minuta care am schimbat noi soluția. Acoperișul. Nu am aprobat în Consiliu, că era cu... A fost o minută la Consiliul Local. Noi facem economie de 400 de lei. Noi nu suntem să lămurim treaba. Păi a spus că ați aprobat o minută. Nu am aprobat-o. Aici, în minuta când am schimbat soluția cu acoperișul, dar putea să schimba acoperișul la tavă, cum era el și știi. Deci este vorba de 133.095. Fără TVA, care în total e 180.000. Care se adaugă la costurile astea la alte. Nu se depășește valoarea proiectului. Deci cât o fost inițial? Cu minuta da.
Nu, dar minuta e acolo. Dar ea în proiect nu era... Minuta a fost încheiată pentru a schimba. Nu sunt plăci costurile. Domnul Gelu, hai să vă spunem. 478 de milioane. 478 de milioane. Nu sunt astea, deci... Hai că n-am înțeles să știi. E 392 de... De 3 miliarde 928. La acest cost... Se adaugă această minută. N-ați înțeles. Hai să vă spun eu. Ca să ne înțelegem un mare și colegii, o lungim până mâine, trebuie să ajungi la Buhuș. Problema este așa. Minuta. Lăsați-mă o secundă. Și tu și eu. Lăsați-mă o secundă. 130. La cal. 3.095. O minută care da, s-a adăugat la la 3.089.807. Deci asta... Bă, dar vă eu că știu de spiciul. Vreau ca întrebare să ne lămurești. Asta îmi iau de acolo și lași-o pădă. Hai, vă rog eu frumos. Hei, mai oameni buni. Ascultați-mă un pic să vă lămuresc. Proiectul inițial, cum a fost conceput în 2009, cum era o măsură de finanțare atunci, cum a fost așa, a fost conceput cu iarbă, cu tribune, cu gazon natural. Dar nu s-a făcut niște studii înainte să vadă că ăsta într-o săptămână strică copilașii noștri. În momentul în care am schimbat soluția, prin aprobarea minutei, aici vreau să știu, domnul executant al lucrării a venit cu propuneri de... Păi dar n-ai nu să iei bani. N-am mai făcut tribunile, am investit bani în gazon. Note de renunțare, dar sunt aceleași sume. Încă suntem pe minus. Adică mi-am făcut economii de 500 de milioane. Domnul Gelu Zanfirescu, a înțeles? Dar n-a înțeles. Aia, miliardul la 300 ceva de milioane, e schimbarea soluției. Acoperișul din tablă cu, la, care-i făcut. Tot ce s-a, da, dar sunt note de renunțare. Deci s-a renunțat la anumite lucrări și ca să se poată face altul. Ai făcut gazon. Ați înțeles? Dar s-a ceași bani, am jucat din stânga, s-a noștri, banii noștri. Renunț la proiectoare, nu care pui... Minuta care a apărut a schimbare a soluției tehnice. Nu a fost prevăzut în proiectul inițial. Asta vreau să înțeleg. Păi nu, dar nici n-avea cum să fie. Minuta asta... Nu a ridicat costul. Nu, le-a dimensionat, le-a subdimensionat. Deci noi în proiectul care era pe proiect, noi suntem peste suma de proiect. Nu, suntem de economie cu 480 milioane. Valoarea inițială, eu nu am vrut. Deci eu vă spun așa. Deci vă dau două cifre. Uitați-vă aici. Proiectul inițial 478.922 cu minute cu tot este 525.000. Este ca un care l-ați făcut dumneavoastră, domnule. 9 miliarde proiect inițial ca sumă. 2 miliarde și... 10 miliarde. Aproape, eu ce zic? Deci, ați scris pe tablă data trecută. Proiectul 478.000, doar e banda. Da, domnule. 922.000, da? Cu soluția, a scăzut alea 80.000. Da. Cu soluția de minută, proiectul este 525.913. Soluți datele dumneavoastră. Dumneavoastră le-a scris pe tablă. Da, dar nu le-au zis eu. Domnule, exact atunci când noi am depășit costul proiectului. Nu. Lucrarea cum nu este. A, da. Păi da, proiectul a fost un contract. Vrei să facă contractul? Da, domnule, eu dar am depășit. Hai că vă ținem până eu. Uitați contract. Domnule, uitați, ia filmați. Ăsta este contractul de prestări servicii, de lucrări. Ia uitați. 2347 din 6-7-2015, da? Ia uitați la costuri. Ce spune aici costul? 478.922 cu tot cu TVA. Termenul de executare a fost 6 ani întâi, care am discutat, dar nu putea fi rezolvat. Deci noi în momentul de față, cu această minută, da, care a impus soluția tehnică, suntem peste costurile din proiectul, până, din contract. Eu am înțeles argumentul meu. Până nu ne dăm, nu facem o funcție. Așa, minuta asta, să vedem. Păi, aducem contabilul la șezare. Ce avem în ea? 133.000. Nimeni nu-și permite să depășească, domnul Ogea. Nimeni nu-și permite că le spun. Noi la minută. Păi, dar ce am pus cele la bătaie din nebun? Acoperiși, cum nu? Parțial. Cum să nu? Parțial. Ce s-a făcut? Ce lucrare s-a făcut? Eu nu vreau... Nu se depășește. Nici o plată. Nu se poate face o plată, dar nu poate executa ceva. Suntem pe cifre, cifrele sunt luate de la dumneavoastră. Da. Haideți să vă rugăm, că chiar cu doamna Vicită... Dacă o secundă. Acolo pe dealul unde urcă la Fărăoană, drăgătăria sa, să mai continuă lucrările la drum acolo, adică nu s-au terminat. Domnul Mihai, ori să mai vină că n-am terminat nici în Grigoreni.
Știu că mi-a zis cineva, mai trebuie cilindrat. Dar nu mai am bani, suntem la tot cu 20 milioane. Au pus frâne, o coboră mai mică, o mașină. Deci au pus frâne în piatra aia și au dus cu bot și au spart baia la mașină. Dar știu că mă sună, stai de aici. L-ai făcut bani, dar nu, am vrut să zic. Și eu am zis că, zic, băi, stai de aici, cred că nu s-au terminat lucrările. Zic, de acum, nu știu, mai imediat. Ai înțeles ce am zis, că și mai chem, dar... Da, da, au rămas rău, oamenii... Zic, chemați, îl chem eu, mă asum, eu îi dau eu cât eu pentru o lucrare mică și fac un cilindrare acolo, îi dau la urmă, da, să mă aștepti. Dar nu, piatră, munte, nu poți să cilindrezi. Și ce să-i fac? Dacă pui balastru, nu-i bun. Dacă pui piatră, nu-i bun. Ce să fac? Cineva ce să vii să o iei, după ce vădea, să o iei de acolo, mă. Dar oamenii mă cer, nu mai omule, mă. Mihaiță, oamenii mă cer. Eu, într-adevăr, eu am urcat și eu am urcat cu tractorul. Tractorul eu am urcat cu golful de nu știu câte ori. Da, eu am mers până la șov acolo, unde s-a desfășurat la nu, dar eu am zis colțul aici, aici, nu am zis șov, n-am zis nu. Dar eu n-aveam să ajung acolo. Nu știu, a spăr baia, da. Păi, înseamnă că n-am spus la baia. Da, de, 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 ce vreau să vă mai întreb? Stai așa, dumneavoastră, piatra, o aduceți cu o firmă și altă firmă execută lucrările din drum? Păi cum, dar nu sunt chiriere de utilaje? Da, bă, am cumpărat piatra. Nu, nu, adică firma care execută lucrarea face și aduce piatra? Nu, separat. Separat, nu? Separat. Dar de ce nu face aceeași firmă sau cum? Păi cum se facă? Aia dacă e balastieră, cum se facă din lucrări din drum? Nu, dom'le, dar se facă transportul, se ducă piatra... Și unii se face mașina de 40 de tone? Sau cât mai bari cu plăcă? Urci, dom'le, dar unii se vede. Zona din drum, unii nu o dă. Nu lași să zici oameni, mă spui, mă, aduci acolo, o mai încarcă încă o dată, alți bani încărcat, dar nu poți să pui... Mă, nimic, eu înțeleg și argumentul ma tare, dar nu poți să pui o mașină într-un singur loc, eu zic, o mașină o distribui pe astfel anumit ca anumite segmente. Unii nu poți să pui tisti tot. Vă mai să pui unii... Pui, ai pui o mașină aici, pui una la 13 metri. Care e utilaj, nu are și mașină, să aducă piatra. Ca să aduci piatra trebuie să ai balastieră sau... Că mă duc în gână și eu am ieri șapte cu ani. Da, stați în sortare, acolo se vinde la metru cu, n-ai ce treabă balastieră. Păi ăla îl aduce și mai pune pe drumul. Da. Suma nu este enormă. Pentru a negociat, e 1000 de lei mașina mare. Cu tot transport. Domnul Zafirescu, mai aveți? Sunt aici și îmi furnizești mie cine, cum e societatea, că vreau și o spun. Da. La 10 milioane, chiar atâta. Chiar da. Nu-i mult de loc. Mai aveți. Păi, 26 de toate, am știut. 10 milioane, chiar ieftin. Domnul primar, o întrebare. Nu am știut, că nu am știut. Lăsați-mă cinești. Centrala de la școala Grigoreni, unde se află? Am întrebat cu mine? Da. Dar nu știu. La școală la Grigoreni. La Grigoreni. Poate nu știu că am votat pe nimeni. A trebuit, dar nu mai e. A, dar e bolcurată. Na, domnul, lăsați că placa asta a fost când a fost campanie electorală în 2016, când a spus că... I-au zis că nu este. ...Cobuzo... Păi da. O luat central. S-a demonstrat... Atunci, pe aici, directorul îi răspunde. Nu mai... Dacă se pune centrală... Dacă ne dați dumneavoastră directorul... Dacă se pune centrală, de armare... Cum să nu? Cum să vă spun fără bacala? Nu mă pus o problemă. Deci ideea este în felul următor ce spune Dumnezeu. Când o dispărut? Deci s-a dus acolo și a văzut că nu-i centrala. N-a obținut niciun răspuns. Cine putea la nivelul unității administrative teritoriale să știe de cât primarul? Nu e adevărat. Este inventarul școlii. Cine? Directorul de școală. Dar nu știu, domnule, din centrală. Nu una cu alta, directorul. Îi folosim formarea, mă, directorul. Doamna, o chemați pe doamna directoare sau cine e acolo la școala respectivă. Doamna directorul. Așa, directorul școlii. Să vină cu răspunsul la dumneavoastră. Dar e și centrală acolo, ar pus un pic centrală. Nu, ce mai avem? Auzi, că noi, omule. Mai avem cu Adini. Nu, stați un pic. Hai, faci, pare că am vorbit cu directorul, că dacă faci școala nouă, ai prost informația. Noi. Vă aduceți o problemă. Ați mai spus și atunci, în 2016, că nu este... Ai văzut cu ochii tăi că nu-i? Știți? Da. Ia auzi. Bă, Directorul școlii.
Anume, domnul Moian, atenție, s-ar putea să vă ia și pantofi. Omul, dacă ai văzut că nu-i, mă. Care nu au animale și au concesionate sau asta? Cum? Există persoane fizice sau juridice care nu au animale și au concesionate sau asta? Nu se poate. Dar n-are cum. Nu se poate. Dar nu vinde la medic. Nu, poate au vândut animalele. Nu, dar le-am reziliat. Există parcele care se mai pot concesiona de către alte persoane? Bineînțeles. Nu, nu de către, adică de către de crescători de animale. Numai deținători care au domiciliu și sunt înregistrați la medicul de pe raza Oates Corteni. Domnul președinte, facem o comisie de primar. Unde este central? Dar mai sunt parcele. Și iarăși chiar vreau, nu-i mare, e cam cât părere. Atâta, da. Cine poate să o iei? Domnul, v-am mai spus că ați văzut rău și în 2016 ați văzut rău. Domnul, haide, haide. Nu mai am uitat atunci cu voturile un singur lucru. Domnul, vă rog. Este un loc unde se traversează pârâul care trece pe Grigoren, pârâul Boului. Deci la prima intrare, despre asta am spus prima. Trebuie un singur tub. Când îl putem pune? Că dacă îl punem la iarnă, oamenii au pământul. Când, 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 când uite și cu doamna aici, am văzut așa, la șapte, că colaborăm ca să spunem. Mi-a dat și doamna Oschiu, eu trimis mesaj, mi-a nu-mi răspunde la telefon. L-am sunat, că știu cu tuburile. Că tuburile le transportă Cătălin Șerban. L-am sunat pe Cătălin să facă rost din număr telefon, și care au număr. Ca să poți să-l sun și să ne apucăm din treabă. Deja n-am pe cine să spun. Un tub trebuie acolo, eu mă pot spune unde... Știi cum e melodia, ce bine pare că ai luat țeapă? N-am luat țeapă, că am contract. De cune? Am contract și cu maestre. Cântate de dumneavoastră, maestre, cu pătru. Domnul Sandrescu, când ajunge la Sănătruc, mai adus pe tubul. Da, bine, nu, are treabă. Da? Dar nu trebuie să se ascunde acum. Gata. De obligațiile care sunt, nu? Chidem. Cred că se ascunde acum. Nu. Și-a schimbat numărul.